Et le nom de notre Seigneur soit loué. Numele Domnului nostru să fie lăudat. Moi aussi, je vous salue tous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Și eu vă salut de altfel în numele Domnului Iisus Hristos. Et vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Și vă doresc un bun venit în casa lui Dumnezeu. Je salue également tous ceux qui nous suivent en ligne. Salut și pe toți cei care ne urmăresc în direct. Que le Seigneur le bénisse aussi. Domnul să-i binecuvânteze și pe ei. Que le Seigneur soit avec nous ce matin. Să fie cu noi în dimineața aceasta, Domnul. Lui qui a dit, El care a spus, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, je suis au milieu d'eux. Eu sunt în mijlocul lor. Et lui, il a toujours été fidèle. Și el tot timpul a fost credincios. Il n'a jamais menti. El niciodată n-a mințit. Si réellement ce soir, ce dacă, matin, într-adevăr, în dimineața aceasta, nous sommes rassemblés, noi suntem adunați, en toute sincérité, cu toată sinceritatea, dans le nom du Seigneur Jésus Christ, în numele Domnului Iisus Hristos, lui qui est fidèle, El care este credincios, il est déjà au milieu de el nous. El este deja în mijlocul nostru. Amen. Amin. Question de croire. Este doar treaba de a crede. Comme nous l'avons așa cum am comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Cum am cântat mai înainte. C'est par la foi. Este prin credință. Avec Dieu. Cu Dumnezeu. C'est la foi. Este credința. Si tu n'as pas la foi, dacă tu nu ai credință, tu ne recevras rien de la part du Seigneur. Tu nu vei primi nimic din partea Domnului. La Bible dit. Biblia spune. Nous ne marchons pas selon la vue. Noi nu umblăm după vedere. Mais nous marchons par la foi. Dar noi umblăm prin credință. Nous recevons tout de Dieu par la foi. Noi primim totul de la Dumnezeu prin Dieu credință. Dieu a fait des promesses. Dumnezeu a dat făgăduințe. Et ces promesses. Și făgăduințele. Doivent absolument s'accomplir. Trebuie ca se împlinească. Dans la vie. În viața. De chaque fils et fille de Dieu. Fiecărui fiu și fiice al lui Dumnezeu. Mais pour que ces promesses s'accomplissent. Ca făgăduințele lui se împlinească. Dieu attend de vous. Dumnezeu așteaptă de la voi la foi, credință, la foi véritable, credința adevărată, la foi qui est basée sur la parole de Dieu, credința care este bazată pe la cuvântul foi lui Dumnezeu, qui est basée sur les promesses de Dieu, credința care este bazată pe făgăduințele lui Dumnezeu. Sans la foi, fără credință, la Bible dit, Biblia spune, que personne ne pourra être agréable devant Dieu, putință să fie plăcut lui Dumnezeu. Sans la foi, fără credință, tu ne peux pas être agréable. Nu poți să fii plăcut lui. Dieu ne peut pas t'agréer. Dumnezeu nu poate să te primească. Dieu ne peut pas te recevoir dans sa présence. Nu poți să te primească în prezența lui. Il ne reçoit que ceux qui ont la foi. Primește doar pe cei care au credința. Tous ceux qui ont servi Dieu, toți cei care au slujit pe Dumnezeu, dans la Bible, în Scriptură, avaient la foi. Ei aveau credința. Et l'incrédulité, și necredința, ne peut pas subsister devant Dieu. Nu poate să reziste înaintea lui Dumnezeu. L'incrédulité, necredința, ne peut pas arrêter Dieu. Nu poate să-l oprească pe Dumnezeu. Vraiment, je souhaite à vous tous, cu adevărat, vă doresc tuturor, les riches bénédictions du Seigneur, bogate binecuvântări a Domnului, et que la foi véritable, și credința adevărată, puisse trouver sa place dans la vie de chacun de nous. Să-și găsească locul la, în viața fiecăruia dintre noi. Que le Seigneur vous bénisse. Domnul să vă binecuvânteze. Nous allons continuer notre leçon du dimanche passé. Vom continua ceea ce am lăsat duminica trecută. Je vous prie de vous lever pour lire la Bible. Vă rog să vă ridicați ca să citim Biblia. Nous lirons le passage que nous avons lu dimanche passé. Vom citi pasajul care l-am citit duminica trecută. 1 Timotei chapitre 3. 1 Timotei 3. Versets 14 et 15. Versetul 14 și 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Îți scriu aceste lucruri cu nădejde că voi veni în curând la tine. Mais si je tarde, dar dacă voi zăbovi, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Qui est l'église du Dieu vivant. Care este biserica Dumnezeului celui viu. La colonne et l'appui de la vérité. Stâlpul și temelia adevărului. Nous lirons également dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Mai citim în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. La première partie du verset 15. Prima parte a versetului 15. Voici en effet. Iată în adevăr. Ce que nous vous déclarons. Ce vă spunem. D'après la parole du Seigneur. Prin cuvântul Domnului. Amen. Amen. Je demande à mon frère Ephrem de prier. O să cer fratele Efrem ca să se roage. Glorieux Père Céleste. Slăvit Tată Ceresc. Eternel notre Dieu. Domnul veșnic. Nous sommes tes enfants. Noi suntem copiii tăi. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Noi venim la tine, Doamne. Comme la mère aigle.
ca și mama vulturi, nous venons afin que nos âmes soient nourries ce matin. Noi venim ca sufletele noastre să fie hrănite. Noi nu vrem ca omul să ne vorbească dimineața aceasta, dar noi vrem ca Tu însuți să ne vorbești, Doamne. Voici cette parole Iată acest cuvânt Seigneur, care este citit. C'est ta parole. Este Amen. Cuvântul tău. Et tu as promis și tu ai făgăduit că nimeni nu va învăța pe altul, dar tu Amen. Vei învăța pe toți. De aceea, noi cerem Amen. Prezența ta. Amen. Lasă ca Duhul tău cel Sfânt să vină să ne învețe pe fiecare dintre noi. Duhul Sfânt să ne ia pe fiecare, Tu nu ești departe și lasă ca, Doamne, noi să primim tot ce ne-ai trimis Tu în dimineața aceasta. Binecuvântează-ne, Doamne, Duhul Sfânt să cuprindă pe fiecare, noi ne încredințăm în mâna Ta, în numele Lui Iisus Hristos. Amen. Puteți să vă așezați. Domnul să binecuvânteze cuvântul care l-am citit. Nous avons vu, disons, d'une façon générale, nous voyons tous ces jours ici. Într-un fel, noi vedem în zilele acestea. Un sujet important. Un subiect important. Que nous avons intitulé. Pe care noi l-am intitulat. D'après la parole du Seigneur. Prin cuvântul Domnului. Ou d'après le modèle que je t'ai montré. Sau după modelul, chipul pe care ți l-am arătat. Pour rappel, pentru a ne aduce aminte, nous allons lire Exode 24. O să merem în Exod 24. Juste pour rappeler ce que nous avions dit dimanche passé. Dar să aducem aminte ceea ce am spus duminica trecută. Exode chapitre 24. Exod capitolul 24. Verset 12. Versetul 12. Exode 24, Genèse, Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, Domnul a zis lui Moïse, monte vers moi sur la montagne, suite la mine pe munte, et reste là, și rămâi acolo. Je te donnerai des tables de pierre. Eu îți voi da niște table de piatră. La loi et les ordonnances. Cu legea și poruncile. Que j'ai écrites pour leur instruction. Pe care le-am scris pentru învățătura lor. Le verset 15. Versetul 15. Moïse monta sur la montagne. Moise s-a suit pe munte. Et la nuée couvrit la montagne. Și norul a acoperit muntele. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Și norul l-a acoperit timp de 6 zile. Le septième jour. În ziua a șaptea. L'Éternel appela Moïse Domnul du milieu de la nuit. Din mijlocul norodului. L'aspect de la gloire de l'Éternel. Înfățișarea slavei Domnului. Était comme un feu devorant sur le sommet de la montagne. Era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui. Aux yeux des enfants d'Israël. Înaintea copilului Israel. Verset 18. Versetul 18. Moïse entra au milieu de la nuit. Moise a intrat în mijlocul norului. Et il monta sur la montagne. Și s-a suit pe munte. Moïse demeura sur la montagne. Moise a rămas pe munte. 40 jours et 40 nuits. 40 de zile și 40 de nopți. Moïse avait fait une expérience merveilleuse. Moïse a trăit o experiență minunată. Il a été dans la présence du Seigneur. El era în prezența Domnului. Sur la montagne de Sinaï. Pe muntele Sinai. Et là, și acolo, Dieu lui a révélé. Dumnezeu i-a descoperit beaucoup de choses. Multe lucruri. Et il lui a montré. Și i-a arătat un tabernacle. Un cort. Là au ciel. Acolo în cer. Parce que là au ciel. Pentru că acolo în cer. Il y a un tabernacle. Este un cort. Et Moïse a vu ce tabernacle. Și Moise a văzut acest cort. Moïse était seul. Moise era singur. Il n'y avait personne avec lui. Nu era nimeni cu el. Aaron qui l'avait accompagné. Aaron care îl însoțea. Et je crois Josué aussi qui l'avait accompagné. Și Iosua care era și el. Sont restés. Ei au rămas. Quelque part. Undeva. Et il est monté seul. Și el s-a suit singur. Pour rencontrer l'Éternel. Ca să-l întâlnească pe Domnul. Maintenant le verset 25. Versetul et plutôt chapitre 25. Mai degrabă capitolul 25. Premier verset. Primul verset. L'Éternel parla à Moïse et dit. Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Là où il était au sommet du mont de la montagne. Acolo unde era pe vârful muntelui. Dans la présence de Dieu. În prezența lui Dumnezeu. Dieu a commencé à lui parler. Dumnezeu a început să-i vorbească. À lui donner des instructions. Și să-i dea învățătură. Il lui a lui donné à lui apprendre sa volonté. I-a arătat și l-a învățat voia sa.
L'Éternel parla à Moïse et dit: Domnul a vorbit lui Moïse și a zis: Parle aux enfants d'Israël. Vorbește copilului Israel. Qu'il m'apporte une offrande. Să m'aducă un dar. Vous la recevrez pour moi de tout homme. Să-l primiți pentru mine de la orice om. Qui la fera de bon cœur. Care va da cu o tragere de inimă. Nous pouvons aussi tirer une petite leçon ici. Noi putem să facem o concluzie aici. C'est bien de donner des offrandes. Este bine ca să dai un dar. C'est bien d'apporter vos dîmes. Este bine că aduceți zeciuielile voastre. Même quand on annonce une collecte pour aider un frère ou une sœur. Chiar când anunțăm o colectă pentru un frate sau o soră. Quand vous donnez, c'est très bien. Când voi dați, este foarte bine. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Dar voi nu sunteți obligați ca să faceți. On n'oblige personne. Nu obligăm pe nimeni. De donner une offrande. Ca să dea un dar. On n'oblige personne. Nu obligăm pe nimeni. De donner sa dîme. Ca să își deie zeciuiala lui. Mais là, Dieu dit quelque chose ici de très merveilleux. Dumnezeu spune ceva aici minunat și foarte adânc. El spune: Vous la recevrez. Voi să primiți. Pour moi. Pentru mine. Dieu. Dumnezeu. De tout homme. De la orice om. Qui la fera de bon cœur. Care îl va da cu o inimă bună. Când vous donnez des offrandes. Când voi dați daruri. Faites-le avec un cœur bon. Să o faceți cu o inimă bună, cu o tragere de inimă. Ne vous sentez pas contraint. Nu vă simțiți cumva împotrivă. De donner la dîme. Ca să dați zecioală. De donner l'offrande. Ca să dați daruri. Oh, si je... Oh, dacă... Non, ne raisonnez pas. Nu vă gândiți la toate acestea. Quand vous sentez dans votre cœur. Când voi simțiți în inima voastră. Qu'il y a une résistance. Că este o rezistență. Autant ne pas le faire. Mai bine să nu faci. Amen. Amen. Nous nous voyons. Noi vedem. Nous te voyons quand tu mets la main dans la caisse dans le panier. În coș. Oui, frère a mis son offrande. Fratele și aduce darul. La sœur a mis son offrande. Sora a adus darul său. Nous nous voyons. Noi o vedem. Avec nos yeux. Cu ochii noștri. Mais Dieu lui. Dar Dumnezeu. Voit le cœur. Vede inima. Si tu le fais de bon cœur, dacă tu o faci cu o inimă bună, cela sera accompagné d'une riche bénédiction. Asta va fi însoțită de o binecuvântare bogată. Mais si tu le fais malgré toi, dar dacă tu o faci așa, pour te faire voir, ca să te faci văzut, c'est inutile. Este inutil. Tu peux mettre même des milliards dans la caisse de l'église. Tu poți să mai pui chiar miliarde. Mais si tu le fais, în cutia adunării, pour que les gens te considèrent, ca oamenii să te, pour que les gens te voient, să te vadă cumva, ça n'apportera aucune bénédiction dans ta vie. Nu va aduce nicio binecuvântare în viața. Alors il dit, atunci spune, vous le recevrez, să-l primiți, de tout homme, de la orice om, qui la fera de bon cœur, care îl va da cu o tragere de inimă. Ayez un bon cœur. Să aveți o inimă bună. Amen. Amen. Verset 3. Versetul 3. Voici ce que vous recevrez de iată ce veți primi de la ei ca dar. De l'or, aur, de l'argent, argint, et de l'airain, și aramă. Des étoffes, materii vopsite, en bleu, în albastru, en pourpre, purpuriu, en cramoisi, cărămăziu, du fin lin, pânză de in subțire, et du poil de chèvre, și păr de capră. Des peaux de bélier teintes en rouge, piei de berbeci vopsite în roșu, et des peaux de dauphin, și piei de viței, du bois d'acacia, lemn de salcăm, de l'huile, un de lemn pour le chandelier, pentru sfeșnic, des aromates pour l'huile d'onction, mirodenii pentru un de lemnul ungerii, et pour le parfum odoriferant, și pentru tămâia mirositoare, des pierres d'onyx, pietre de onyx, et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, și alte pietre pentru efod, umerar și pieptar. Mais là, écoutez bien. Ascultați bine acum. Ils me feront un sanctuaire, să-mi facă un loc sfânt, et j'habiterai au milieu d'eux, și eu voi locui în mijlocul lor. Vous me ferez le tabernacle, să faceți cortul, et tous ces ustensiles, și toate vasele lui, d'après le modèle que je vais te montrer, după modelul pe care ți-l voi arăta. Amen. Amen. Ici remarquez une chose. Aici remarcați un lucru. Moïse a reçu l'instruction divine. Moise a primit învățătură divină. Dieu a dit à Moïse, Dumnezeu a zis lui Moise, de construire le tabernacle, ca să construiască cortul, d'après le modèle que je vais te montrer. După modelul pe care ți-l voi arăta. Au verset 40, il dit. Și versetul 40 spune. Regarde. Uite-te. Et fais d'après le modèle. Să faci după modelul. Qui t'a montré sur la montagne. Care ți s-a arătat pe munte. Mais là, remarquez une chose. Remarcați un lucru acum. Ça, c'est la commission, c'est Moïse qui l'a reçu. Această însărcinare Moïse a primit-o. Parce que Moïse. Pentru că Moise. Était appelé.
au service de Dieu. A fost chemat în slujba lui Dumnezeu. Il était le prophète de Dieu. El era prorocul lui Dumnezeu. Et la parole de Dieu. Și cuvântul lui Dumnezeu. Ne vient qu'au prophète. Nu vine decât la proroci. Amen. Amin. Maintenant, quant à la construction. Acum la construire. Lorsqu'ils ont commencé à construire. Când au început ei să construiască. Ce n'est pas Moïse seul qui a construit le tabernacle. Nu doar Moise singur a construit cortul. Non. Nu. C'est tout le peuple. Era tot poporul. Qui avait mis la main à la pâte. Care au pus mâna. Parce qu'il dit ici au verset 8. Pentru că spune în versetul 8. În versetul 8 din 20. Ils me feront. Să-mi facă un loc sfânt. C'est au pluriel. Este la plural. Ils me feront. Ei îmi vor face. Et le verset 9 dit. Versetul 9 spune. Vous ferez le tabernacle. Voi să faceți cortul. Ce n'est pas Moïse seul. Nu Moise singur. Qui a construit le tabernacle. Care a construit cortul. Moïse avait le modèle. Moise avea modelul. Il avait reçu de la part de l'Éternel. Care l-a primit din partea Domnului. Il avait le chemin avec lui. El avea calea cu el. Mais quand à la construction. Dar când la construire. C'est tout le peuple. Tot poporul. Qui a mis la main à la pâte. Care a pus mâna. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Sunteți atenți la mine. Donc ce n'est pas Moïse seul. Nu, Moise singur. Tout le monde a travaillé. Toată lumea a lucrat. Tout enfant d'Israël. Orice copil al lui Israel. A participé à la construction du tabernacle. A participat la construirea cortului. Ce n'est pas Moïse seul. Nu, Moise singur. Lisons Esdras. Să citim din Ezra. Esdras, c'est après Chronique. Ezra e după Cronici. Et il est avant Néhémie. Și înainte de Neemia. Ezra chapitre 1. Ezra capitolul 1. Nous commençons au premier verset. În primul verset. La première année de Cyrus. În cel din tâi an al lui Cir. Roi de Perse. Împăratul perșilor. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Ca se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Domnul a trezit duhul lui Cir. Roi de Perse. Împăratul perșilor. Qui fit faire de vive voix. Care a pus să se facă prin viu grai. Et par écrit cette publication dans tout son royaume. Vestirea aceasta în toată împărăția lui. Verset 2. Versetul 2. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. L'Éternel. Domnul. Le Dieu des cieux. Dumnezeul cerurilor. M'a donné tout le royaume de la terre. Mi-a dat toate împărățiile pământului. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Și mi-a poruncit să zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Maintenant écoutez le verset 3. Ascultați acum versetul 3. Il pose la question. El pune întrebarea. À tout le peuple d'Israël. La tot poporul lui Israel. Qui d'entre vous est de son peuple? Cine dintre voi este din poporul lui? La même question vous est posée ce matin. Această întrebare vă este pusă și astăzi. Vous qui êtes assis ici. Voi care sunteți așezați aici. Qui d'entre vous? Cine dintre voi? Est de son peuple? Este din poporul său. Parce que Dieu a un peuple. Pentru că Dumnezeu are un popor. Si nous sommes de son peuple. Dacă suntem din poporul lui. Nous sommes invités. Noi suntem invitați. Ici par ce passage. Aici prin acest pasaj. Il dit, el spune. Que son Dieu soit avec lui. Dumnezeul lui să fie cu el. Que celui qui est de son peuple. Cel ce este din poporul si său. Si tu es du peuple de Dieu. Din poporul lui Dumnezeu. Si tu appartiens au peuple de Dieu. Dacă tu aparții poporului lui Dumnezeu. Si tu fais partie du peuple de Dieu. Dacă tu faci parte din poporul lui Dumnezeu. La parole de Dieu t'est adressée ce matin. Dumnezeu ți este adresat în dimineața aceasta. Și spune. Que son Dieu soit avec lui. Dumnezeul lui să fie cu el. Que ton Dieu soit avec toi ce matin. Dumnezeul tău să fie cu tine dimineața aceasta. Alléluia. Alléluia. Que ton Dieu. Dumnezeul tău. Si tu as le si ton Dieu est le vrai Dieu d'Israël. Dumnezeul tău este adevăratul Dumnezeul Israel. Il soit avec toi ce matin. Să fie cu tine în dimineața aceasta. Et continue. Și continuă. Qui est qu'il monte à Jérusalem en Juda? Și se suie la Ierusalim în Iuda. Et bâtisse la maison de l'Éternel. Și se zidească acolo casa Domnului. Le Dieu d'Israël. Dumnezeul lui Israel. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. El este adevăratul Dumnezeu. Le verset 4 dit. Care locuiește la Ierusalim. Dans tout lieu où où séjournent des restes du peuple de l'Éternel. Unde locuiesc rămășițele din poporul Domnului. Les gens du lieu. Oamenii din locul acela. Leur donneront de l'argent. Se le dea argint. De l'or. Aur. Des effets. Avere. Et du bétail. Și vite. Avec des offrandes volontaires. Lângă daruri de bunăvoie. Pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Mais le verset 5. Versetul 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin. Capii din familie din Iuda și Beniamin. Les sacrificateurs.
sacrificateurs, preoții et les lévites, și leviții, tous ceux dont Dieu réveillait l'esprit, toți aceia ale căror Duh le-a trezit Dumnezeu, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului, à Jérusalem, la Ierusalim. Tous ceux qui a, c'est tout ce que Dieu avait réveillé l'esprit. Pe toți pe care Dumnezeu le-a trezit Duhul. Tout le monde avait participé à la construction. Toată lumea a participat la construire. Et ici c'est une invitation solennelle. Și aici este o chemare solidară. Qui est adressée au peuple de Dieu. Care este adresată poporului Dumnezeu. À tous celui. La toți aceia. Qui fait partie du peuple de Dieu. Care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Il est invité. El este invitat. À participer. Să participe. À la construction. La construirea. De la maison de Dieu. Casei lui Dumnezeu. Ce n'est pas seulement le prédicateur. Nu doar predicatorii. Non. Non. C'est tout le monde. Toată lumea. Amen. Amin. Tout enfant de Dieu. Orice copil al lui Dumnezeu. Dieu a besoin de lui. Dumnezeu are nevoie de el. Je l'ai toujours dit ici. Eu am spus tot timpul aici. Souvent nous pensons. De multe ori noi ne gândim. Que c'est nous qui avons besoin de Dieu. Că noi avem nevoie de Dumnezeu. Que c'est nous seulement qui avons besoin de că Dieu. Că doar noi avem nevoie de Dumnezeu. Parce que nous sommes pauvres. Pentru că noi suntem sărați. Parce que nous avons besoin d'argent. Pentru că noi avem nevoie de bani. Parce que nous avons besoin de la guérison. Pentru că noi avem nevoie de vindecare. Parce que nous avons besoin, nous avons besoin. Avem nevoie. C'est vrai. Este adevărat. Mais mes frères et sœurs, frați și surori, ce n'est pas seulement nous qui avons besoin de Dieu. Nu doar noi avem nevoie de Dumnezeu. Mais Dieu aussi. Dar și Dumnezeu. Mais Dieu du ciel. Dumnezeu al cerului. A aussi besoin de toi. Are nevoie și de tine. Il a besoin de toi. Il are nevoie de tine. Pour la construction de sa maison. Pentru construirea casei lui. Tout le monde a construit la maison. Toată lumea a construit casa. Quand Dieu a parlé à Moïse. Când Dumnezeu a vorbit lui Moise. Il a dit. El i-a spus. Ils me feront. Îmi vor face. Ils me construiront. Îmi vor construi. Le tabernacle. Cortul. D'après le modèle que je t'ai montré. După modelul pe care ți l-am arătat. Que le nom du Seigneur soit loué. Numele Domnului să fie lăudat. Nous sommes privilégiés. Noi suntem privilegiați. Noi suntem privilegiați. Vraiment les gens de sa maison. Oameni din casa lui. Pour connaître ces choses. Ca să cunoaștem aceste lucruri. Chacun doit participer à la construction de la maison de Dieu. La construirea casei lui Dumnezeu. Chacun de nous est important. Este important. Chacun de nous est important. Fiecare dintre noi este important. Lisons 1 Pierre chapitre 2. Să citim din 1 Petru 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Petru capitolul 2. C'est un verset que nous avons déjà développé dans cette salle. Este un verset care deja l-am citit. Le verset 5 dit. Versetul 5 spune. Et vous-même. Și voi. Comme des pierres vivantes. Ca niște pietre vii. Et vous-même. Și voi. Vous qui êtes assis ici. Voi care sunteți așezați aici. La Bible dit. Biblia spune. Dieu vous considère. Dumnezeu vă consideră. Comme des pierres vivantes. Ca niște pietre vii. Chacun de nous est une pierre. Fiecare dintre noi este o piatră. Parce qu'ici il s'agit de la construction de la maison de Dieu. Se vorbește despre construirea casei lui Dumnezeu. Dans le naturel. În natural. Quand on construit une maison. Când construim o casă. Je ne sais pas s'il y a des maçons dans cette salle. Nu știu dacă sunt zidari în sala aceasta. Mais vous connaissez ces choses. Voi cunoașteți aceste lucruri. Même si vous n'êtes pas maçon. Chiar dacă nu sunteți un zidar. Mais vous savez. Dar voi știți. Que lorsqu'on construit une maison. Atunci când construim o casă, un bâtiment, o clădire, on aura toujours besoin de pierre. O să avem tot timpul nevoie de pietre. Amen. Amin. On aura besoin de pierre. O să avem nevoie de pietre. On aura besoin du ciment. O să avem nevoie de ciment. Ainsi de suite. Și așa mai departe. Nous avons vu cela il y a quelques mois. Noi am văzut asta cu câteva luni în urmă. Alors, la Bible nous considère, te considère toi. Biblia te consideră pe tine. Mon frère, ma soeur. Soră. La Bible te considère. Biblia te consideră. Comme une pierre. Ca o piatră. Pas une pierre morte. Nu o piatră moartă. Mais une pierre vivante. Dar o piatră vie. Et quand on construit une maison. Când construim o casă. On ne prend pas une pierre. Nu on ne prend pas la pierre. Nu luăm piatra. N'importe quelle pierre. Nu orice piatră. Pour la mettre dans le mur. Ca să o punem în zid. Non. Il y a un travail qui sera fait. Este un lucru care trebuie făcut. Parce que le maçon. Pentru că zidarul. A dans sa main. Are în mâna sa. Un petit instrument. Un mic instrument. Comment on appelle encore toi? Comment? La truelle. Mistria. Avec ce petit instrument. Cu acest mic instrument. Il taille la pierre. El taie piatra. Il enlève ce qui ne va pas.
El dă la o parte tot ce nu. Il enlève ce qui est de trop. El este de la o parte tot ce pour que la pierre pentru ca piatra puisse avoir sa place dans le mur. Să aibă locul ei în zid. Amen. Amin. Et la Bible dit? Și Biblia spune? Et vous-même, și voi, comme des pierres vivantes, ca niște pietre vii, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, sunteți ca să fiți o casă duhovnicească, un saint sacerdoce, o preoție sfântă, afin d'offrir des victimes spirituelles, și să aduceți jertfe duhovnicești, agréable à Dieu, plăcute lui Dumnezeu, par Jésus-Christ, prin Iisus Hristos. Nous sommes des pierres, noi suntem pietre, nous sommes de pierre, noi suntem pietre, et en tant que tel, și ca și pietre, nous devons être taillés, noi trebuie să fim tăiați. C'est pourquoi nous venons dans l'église du Dieu vivant. Parce que dans l'église, nous venons dans un atelier. Noi venim într-un atelier. Il y a quelqu'un este cineva avec son instrument cu instrumentul lui qui doit nous tailler. Care trebuie să ne cioplească. Il taille par la parole de Dieu ca să ne cioplească prin cuvântul pour que nous puissions chacun avoir sa place dans le corps de Christ. Care să avem locul în trupul lui Hristos. Parce que la maison que nous sommes en train de construire, casa pe care noi suntem pe cale să o construim, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Este trupul tainic al lui Isus. C'est l'église du Dieu vivant. Este biserica Dumnezeului. C'est la maison de Dieu. Este casa lui Dumnezeu. Cette maison, și această casă, on la voit pas avec les yeux mécaniques. Nu vedem cu ochii mecanici. Mais c'est une maison spirituelle. Dar este o casă duhovnicească. C'est ce que la Bible nous dit. Asta ici. Ne spune Biblia aici. Donc une maison spirituelle. O casă duhovnicească. Un saint sacerdoce. O preoție sfântă. Une maison qu'on ne voit pas. O casă pe care nu o vedem. Amen. Amin. Vous êtes ici? Vă sunteți aici? Une maison qu'on ne voit pas. O casă pe care nu o vedem. Alors maintenant, il faut que chacun de nous soit taillé. Acum fiecare dintre noi trebuie să fie. Il faut que chacun de nous cioplit, tăiat. Oui, fiecare dintre noi. Oui, taillé. Taillé. Să fie tăiat. Amen. Amin. Il faut que chacun de nous soit taillé. Fiecare dintre noi trebuie să fie tăiat. Nous venons avec des imperfections. Noi venim cu imperfecțiuni. Nous venons avec de mauvais comportements. Noi venim cu comportamentul rău. Nous avons de mauvaises habitudes. Noi avem obiceiuri rele. Le diable nous combat tous les jours. Diavolul se luptă cu noi în fiecare zi. Le diable nous fait la guerre tous les jours. Diavolul ne face război în fiecare zi. Nu, parce que l'objectif, pentru că obiectivul, c'est d'atteindre la perfection. Este să ajungi la desăvârșire. Nous devons arriver à la perfection. Noi trebuie să ajungem la desăvârșire. Parce que Jésus a dit, pentru că Isus a spus, soyez parfaits, fiți desăvârșiți, comme votre Père Céleste est parfait. Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Este o posibilitate pour chaque fils et fille de Dieu fiecare fiu și fiica lui d'atteindre la perfection. Să ajungă la desăvârșire. Nous atteindrons la perfection. Noi vom ajunge la desăvârșire. C'est ça l'objectif. Asta este obiectivul. Mais pour que nous atteignions cette perfection, să ajungem această desăvârșire, nous devons venir dans l'atelier de Dieu, în atelierul lui Dumnezeu, et accepter să acceptăm que Dieu puisse nous tailler, ca Dumnezeu să ne taie, et nous taille par sa parole, ne taie prin cuvântul său. C'est pourquoi, și de aceea, lorsque vous entendez des choses, când auziți lucruri, sortir ici, ieșind de aici, qui vous blesse, care vă rănesc, ne discutez pas avec cela, frère. Nu discutați cu acestea, fraților. Ne résistez pas. Nu vă împotriviți. Acceptez cela. Acceptați aceasta. Comme venant de Dieu. Ca și venind de la Dumnezeu. Parce que Dieu t'aime. Pentru că Dumnezeu. Dieu veut te transformer. Dumnezeu vrea să te transforme. Le frère Michel a toujours dit ici. Michel a spus tot timpul aici. Que la volonté de Dieu. Că voia lui Dumnezeu. Et que nous soyons sanctifiés. Noi să fim sfințiți. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4. Nous ne sommes appelés à la sanctification. Nous sommes appelés à avoir une vie digne de l'Évangile. Une vie qui plaise à Dieu. Nous ne devons pas avoir un comportement comme le monde. Non. Nous venons ici pour être transformés. Être transformés par la parole de Dieu. Donc il faut accepter les réprimandes. Primim les reprimandes. Aidez. Mustrarea. Nous devons accepter les reprimandes. Să acceptăm mustrarea. Ah, voilà. Le tien ça va. Que Dieu soit loué. Donc nous sommes là pour cela. Suntem aici pentru aceasta. Nous devons accepter. Noi trebuie să acceptăm. Parce que la parole de Dieu, cuvântul lui Dumnezeu, est dur. Este dur. Elle est dure. El este dur. Elle doit être dure. Și trebuie să fie dur. Amen. Amin. Quand
Jésus a parlé dans Jean chapitre 6, în Ioan 6, il a parlé de manger la chair, el a vorbit despre să mănânci, de boire du sang, trupul și să bei sângele. Les gens ont dit, oamenii au spus, cette parole est dure. Acest cuvânt este dur. Qui peut l'écouter? Cine poate să asculte? Et ils avaient trouvé en cela une occasion de chute. Și au găsit în aceasta un prilej de cădere. Et un bon nombre de disciples, și un mare număr din ucenici, est parti. Au plecat. Mais il y avait un petit groupe, dar era un mic grup, qui était resté, care au rămas, et Jésus leur a dit, și Iisus le-a spus, Jésus ne les a pas cajolés, Iisus nu i-a mângâiat cumva, nu, il leur a pas dit, nu le-au zis, ah, je vous remercie, oh, vă mulțumesc, d'être resté avec moi, ați rămas cu mine, sinon, vraiment, j'ai perdu une partie de l'église, uite, am pierdut deja o parte din biserică, nu, Jésus n'a pas dit ça, Iisus n-a zis asta, il n'avait pas besoin de dîme. El n-avea nevoie de des offrandes, de daruri. Non, aujourd'hui les prédicateurs, astăzi predicatorii, vont courir derrière les fidèles. Ei aleargă după credincioși. Et les cajole. Și mângâie. Oh, ne part pas. Oh, nu pleca. Reste. Rămâi. Je veux corriger la prédication. O să corectez predica. Qui t'a fait mal? Care ți-a făcut rău? Je veux corriger. O să corectez. Non. Non. On n'est pas là pour ça. Noi nu suntem aici pentru asta. On est là pour dire la vérité aux enfants de Dieu. Ca să spunem adevărul la copiii noștri. Même si vous vous fâchez. Chiar dacă voi vă supărați, vous quittez l'église, voi plecați din biserică, cela veut dire, asta va să zică, que vous n'étiez pas de notre, pentru că voi nu erați dintre ai noștri, si vous partez à cause de la parole de Dieu, voi plecați din cauza cuvântului lui Dumnezeu, c'est que vous n'étiez pas de notre, înseamnă că voi nu ați fost dintre ai noștri, mais ce groupe qui est resté, acest grup care a rămas, Jésus leur a dit, Iisus le-a spus, mais vous, qu'est-ce que vous attendez, dar voi ce mai așteptați, allez-vous-en aussi comme les autres, și voi ca și ceilalți, mais ils ont dit, dar ei au spus, Seigneur, Doamne, à qui d'autre irions-nous, la cine să ne ducem noi, c'est toi qui les paroles de la vie éternelle, cuvintele vieții veșnice, la parole de Dieu, cuvântul lui Dumnezeu, même si elle est dure, chiar dacă este dură, même si elle vous blesse, chiar dacă vă rănește, c'est pour votre santé, este pentru sănătatea voastră, c'est pour votre bien, este pentru binele vostru, c'est parce que Dieu vous aime, pentru că Dumnezeu vă iubește, parce que Dieu vous aime, Dumnezeu vă iubește, amen, amin, faut être heureux, trebuie să fii bucuros, quand tu fais quelque chose, când tu faci ceva, dans les coulisses, în ascuns, tu viens ici, tu vii aici, on dit cela au grand jour, și spunem asta în mare zi, mais il faut remercier Dieu, atunci trebuie să mulțumești Domnului, faut remercier Dieu, trebuie să mulțumești lui Dumnezeu, j'ai aimé une soeur, qui a fait găsit o soră care, l'attitude d'une soeur, atitudinea unei surori, elle avait fait quelque chose de faux, ea a făcut ceva greșit, pendant qu'elle venait ici, în timp ce ea venea, elle arrive aici, ici, ajungând aici, le Saint-Esprit lui parle, Duhul Sfânt i-a vorbit, et elle lui dit exactement ce qu'elle avait fait, și i-a spus exact ceea ce ce qu'elle venait de faire, ceea ce venea să facă, la soeur ne s'est pas fâchée, sora nu s-a supărat, elle a glorifié Dieu, a dat slavă lui Dumnezeu, elle a dit que Dieu m'aime, și a zis, oh, Dumnezeu mă iubește, Dieu m'a vu, Dumnezeu m-a văzut, et Dieu m'a parlé, și Dumnezeu mi-a vorbit, et là on tout de suite on se repent. Și imediat ne pocăim. Mais c'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Așa umblăm noi cu Domnul. C'est comme ça qu'on c'est ça la sanctification. Asta este sfințirea. Tu fais une bêtise, tu faci o prostie. Dieu te parle, Dumnezeu îți vorbește. Et tu arranges cela, tu aranjezi asta. C'est ça la sanctification. Asta este sfințirea. Amen. Amen. Alors nous disions, noi spunem que c'est le peuple tout entier, că poporul întreg, qui doit participer, care trebuie să participe, à la construction du temple, la construire de la maison de Dieu, a casei lui Dumnezeu. Alors, atunci, nous allons lire un passage dans 1 Pierre. Din 1 Petru, să citim ceva. Non, nous étions dans 1 Pierre chapitre 2. Am fost în 1 Petru capitolul 2. Et nous avons vu le verset 5. Și am văzut versetul 5. Où il nous a dit que nous sommes des pierres vivantes. Unde ni se spune că noi suntem pietre vii. Et en tant que pierre, și ca și piatră, tu dois accepter d'être taillé. Tu trebuie să fii acceptat ca să fii taiat. Parce que tu as une place importante dans la construction. Tu as un loc important în construcție. Tu as une place importante dans la maison de Dieu. În casa lui Dumnezeu. Dans la maison de Dieu, casa lui Dumnezeu, chacun doit avoir sa place. Trebuie să aibă locul lui. Je ne peux pas prendre la place de mon frère Ephraim. Nu pot să iau locul fratelui Ephraim. Le frère Ephraim ne prendra jamais la place de frère Bovic. Nu va lua niciodată locul fratelui Bovic. Non! Chacun de nous a sa place d'honneur. Are locul lui. Qui que tu sois.
Oricine fi tu. Que tu sois une femme. Să fii tu femeie. Que tu sois un homme. Să fii un om. Chacun a sa place dans le corps de Christ. Fiecare are un loc în trupul lui Hristos. Dans le corps de Christ. În trupul lui Hristos. Il n'y a pas ce qu'on appelle une course au pouvoir. Nu este o, așa cum numim noi. Non. On ne court pas derrière le pouvoir. Nu alergăm după putere. On ne se précipite pas. Nu alergăm după. Non, il y a pas de dispute. Nu este ceartă, dispută, nu. Ils ont un roi chapitre 6. Să citim din 1 împărat 6. Un roi chapitre 6. 1 împărat 6. Un roi chapitre 6. 1 împărat 6. Le verset 7. Versetul 7. Lorsqu'on bâtit la maison. Când s-a zidit casa. Ici, il s'agit de la maison de Salomon. Aici se vorbește despre casa lui Solomon. On se servit de pierre toute taillée. S-au întrebuințat pietre cioplite. Et ni marteau. Nici ciocan. Ni hache. Nici secure. Ni aucun instrument de fer. O unealtă de fier. Ne furent entendus. Nu s-au auzit. Dans la maison. În casă. Pendant qu'on la construisait. În timpul zidirii. Il y avait pas de bruit. Nu era gălăgie. Non. Il y avait pas de dispute. Nu era ceartă. Non, il y avait pas de discussion. Nu era o discuție. Oh, frate, tu as pris ma place. Frate, tu ai luat locul meu. Il y a pas ça. Nu era. Il y avait pas ça. Nu era asta. Et il n'y en aura pas dans l'église du Dieu vivant. Nu va avea nici în biserica. Dans l'église du monde. Oui. În biserica lumii, da. Dans l'église d'un homme. Oui. Ca unui om, da. Il y a ces choses là. Sunt aceste lucruri. Dans l'église du Dieu vivant. Biserica Dumnezeului. Il y a pas de discussion. Nu sunt discuții. Il y a pas de dispute. Nu sunt certuri. Chacun doit être à sa place. Fiecare trebuie să fie la locul lui. Lorsque tu te laisses tailler. Când te lași tu cioplit. Par la parole de Dieu. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Tu deviens une pierre vivante. O piatră vie, util pour la construction, de folos pentru celui qui bâtit, și cel ce zidește, le Saint-Esprit, Duhul Sfânt, te mettra à ta place, te va pune la locul tău. Il y a pas de combat. Nu este luptă. Il y a pas de oh non frère, mais voyons un peu. Frate, et tu vois, le prophète a dit. Non, il y a pas ça. Nu sunt toate acestea. Chacun doit être à sa place. Fiecare trebuie să fie la locul lui. C'est pourquoi. De aceea. Mes frères. Fraților. Oh là là. Que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Chacun doit être à sa place. Trebuie fiecare să fie la locul lui. Mettons fin aux discussions inutiles. Ne oprim cu discuții inutile. Mettons fin aux disputes inutiles. Să oprim discuțiile inutile. Dans la maison de Dieu. În casa lui Dumnezeu. Il y a de l'ordre. Este rânduială. Il y a un ordre divin. Este o rânduială divină. Et ma prière. Și rugăciunea mea. Et que Dieu puisse rétablir son ordre. Dans l'église, să reașeze rânduiala sa în biserică. Le véritable ordre divin. Adevărată rânduială divină. Il n'y avait pas de bruit. Nu era gălăgie. Parce que chaque pierre. Pentru că fiecare piatră. Était à sa place. Era la locul ei. Si nous sommes des enfants de Dieu. Dar dacă noi suntem copii. Si nous nous aimons. Dacă noi ne iubim. Nous avons le véritable amour. Noi avem adevărat. Pourquoi nous disputer? De ce să ne certăm? Pourquoi nous disputer? De ce să ne certăm? Il n'y a personne, aucun homme sur la terre. Nu este niciun om pe pământ. N-a fait une église. N-a făcut o biserică. Nu. L'église. Biserica. N'appartient pas à un homme. Nu aparține unui om. Nu. L'église du Dieu vivant. Biserica Dumnezeu. N'appartient pas à un homme. Nu aparține unui om. Si tu veux faire ton église à toi. Tu vrei să faci biserica ta. Tu es libre d'aller la de le faire. Să mergi să-ți faci. Ça c'est ton église à toi. Asta este biserica ta. Tu prends des décisions comme tu veux. Care ia decizia cum vrei tu. Tu te lèves le matin. Tu te trezești dimineața. Tu dis Efrem. Spui Efrem. À partir d'aujourd'hui. De astăzi. Tu es ancien. Tu ești bătrân. Demain tu dors. Mâine dors. Tu te lèves le matin. Te trezești dimineața. Bovic. Și spui bovic. Toi tu deviens tel. Tu devii cu tare. Ça c'est dans l'église de l'homme. Asta este în biserica. Mais dans l'église du Dieu vivant. În biserica Dumnezeu. C'est le Saint-Esprit qui établit. Duhul Sfânt stabilește. Amen. C'est le Saint-Esprit. Este Duhul Sfânt. Ce n'est pas un homme. Nu un om. Lisons acte 25. Je n'avais pas prévu cela. Mais nu am ça me vient. Avut de gând asta, dar asta îmi vine. Acte chapitre 20. În fapte 20. Le verset 28. Versetul 28. Acte 20, 28. 20 cu 28.
prenez donc garde à vous-même. Luați seama, dar la voi înșivă. Et à tous les troupeaux. Și la toată turma. Sur lequel. Peste care. Frère Michel a établi. Fratele Michel a stabilit. Sur lequel. Peste care. Frère Branham a établi. Fratele Bam a stabilit. Sur lesquels peste care le Saint-Esprit va pus Duhul vous a établi évêque va pus episcop pour faire quoi ca să faceți ce pour paître l'église de ca Dieu ca să păstoriți biserica Domnului qu'il s'est acquise par son propre pe care sang a câștigat-o cu însă c'est le Saint-Esprit qui établit este Duhul Sfânt care pune même en ce qui concerne le ministère d'Ephésiens 4:11 chiar și în ceea ce privește slujbele din Efesul 4:11 ce n'est pas l'église qui choisit nu biserica non. C'est Dieu lui-même qui este appelle au ministère. Care cheamă la slujbă. Nous avons vu dans. Noi am văzut. Dans Exode 31. În Exode 31. C'est l'Éternel lui-même. Domnul însuși. Qui avait choisi. Care a ales. Les hommes qui avaient travaillé avec Moïse. Oamenii care trebuia să lucreze cu Moise. C'est Dieu lui-même. Dumnezeu însuși. Il dit j'ai choisi. El a zis am ales. C'est Dieu qui choisit. Dumnezeu alege. Même dans Actes chapitre 1. În Fapte 1. Lisons-le. Să citim. Actes chapitre 1. Fapte 1. Oh, je me sens bien. Oh, mă simt bine. Je me sens bien. Mă simt bine. Que Dieu soit loué. Domnul să fie lăudat. Dans Actes chapitre 1. În Fapte 1. Écoutez ce qui est écrit. Ascultați ce spune. Au verset premier. În primul verset. Théophile. Teofile. J'ai parlé. În, dans mon premier livre. În cea din tâi carte am vorbit. De tout ce que Jésus a commencé de faire. Despre tot ce a început Iisus să facă. Et d'enseigner dès le commencement. Și să învețe pe oameni. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. De la început până în ziua în care a fost înălțat la cer. Après avoir donné ses ordres. După ce prin Duhul Sfânt. Après avoir donné ses ordres, după ce a dat poruncile sale, par quoi? Prin ce? Par le Saint-Esprit. Prin Duhul Sfânt. Aux apôtres, apostolilor, qu'il avait choisi. Pe care i-a alesese. C'est profond, hein? Este profund. C'est très important. Este foarte important. Église, biserica, recevez l'enseignement de Dieu. Primiți învățătura de la Dumnezeu. Dans l'église du Dieu vivant, biserica Dumnezeului celui viu, ne pas y avoir des aventures. Nu trebuie să fie aventuri. Non. Quelqu'un qui s'élève, cineva care se ridică, et qui se proclame, și se proclamă, apôtre, apostol, évangéliste, evanghelist, ou quoi que ce soit, sau orice ar fi. Oh, ancien, oh, bătrân. Non. Tout doit être sous contrôle du Saint-Esprit. Totul trebuie să fie sub controlul Duhului Sfânt. C'est le Saint-Esprit qui est établi. Il dit, après avoir donné ses ordres, după ce a dat poruncile sale, par le Saint-Esprit, prin Duhul Sfânt, aux apôtres qu'il avait choisis. Apostolul pe care i-a ales. Donc c'est Dieu qui choisit. Deci Dumnezeu alege. Ce n'est pas un homme. Nu un om. Ce n'est pas un homme. Nu un om. Même si on dit que les diacres, chiar dacă spunem că diaconii ont été choisis par l'église, au fost aleși de biserică. Mais sachez une chose. Dar să știți un lucru. Que c'est sous la conduite du Saint-Esprit. Este sub călăuzirea Duhului Sfânt. Si nous sommes une église. Dacă noi suntem o biserică. Sainte. Sfântă. Si nous sommes réellement l'église du Dieu vivant. Biserica Dumnezeului celui viu. Nous sommes censés. Noi trebuie. Être conduits par le Saint-Esprit. Să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Et la Bible dit. Și Biblia spune. Dans Jean chapitre 16. În Ioan 16. Au verset 13. Versetul 13. Quand le consolateur sera venu. Când mângâitorul va veni. L'Esprit de vérité. Duhul adevărului. Il vous conduira. Are să vă călăuzească. Dans toute la vérité. În tot adevărul. C'est pourquoi dans l'église du Dieu vivant. Biserica Dumnezeului celui viu. Nous devons faire toutes choses. Trebuie să facem toate lucrurile. Conformément à la parole de Dieu. Conform cuvântului lui Dumnezeu. Parce que la vérité dont il est parlé. Adevărul despre care se vorbește. C'est la parole de Dieu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Amin. Nous devons faire les choses d'après la parole du Seigneur. Trebuie să facem lucrurile după cuvântul Domnului. Et si nous faisons les choses d'après la parole du Seigneur, lucrurile după cuvântul Domnului. Le Seigneur descendra. Domnul va coborî. Le Saint-Esprit viendra au milieu de nous. Sfânt va veni în mijlocul nostru. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Asta s-a întâmplat și cu Moise. Moïse a lorsqu'ils ont construit le tabernacle. Moise când ei au construit cortul. Quand le travail était tout fini, était fini. Când toată treaba a fost terminată. La Bible dit. Biblia spune. Que Moïse. Că Moise. Examina le travail qui avait été effectué. A cercetat lucrurile care au fost făcute. Et il vit que tout était fait correctement. Și a văzut că totul a fost făcut. Selon le plan que Dieu lui avait montré. După planul pe care Dumnezeu. Selon la parole de Dieu. După cuvântul lui Dumnezeu. D'après le modèle que Dieu lui avait montré. După modelul pe care Dumnezeu. Et dans Exode 40. Și în Exod 40.
34. La Bible dit Biblia spune que la gloire de la Shekinah, que slava, la gloire de Dieu, slava lui Dumnezeu, est descendue dans le tabernacle. Pourquoi? De ce? Parce que les choses étaient faites selon la parole de Pentru Dieu. Que lucrurile au fost făcute după cuvântul lui Dumnezeu. L'église, biserica, qui fait des choses care face lucruri conformément à la parole de Dieu, conform cuvântului lui Dumnezeu, le Saint-Esprit, Duhul Sfânt, ne manquera pas de descendre. Nu va lăsi să coboare. Et cela aussi est valable pour toi, mon frère. Și asta este valabil și pentru tine, frate. Valable pour toi, ma soeur. Este valabil pentru tine, soră. Si dans ta propre vie, dacă în propria ta viață, tu fais des choses, tu faci lucruri, conformément à la parole de Dieu, conform cuvântului lui Dumnezeu, le Saint-Esprit descendra dans ta vie. Duhul Sfânt va coborî în viața ta. Dieu a dit à Jérémie. Dumnezeu a zis lui Ieremia. Que vois-tu, Jérémie? Ce vezi tu, Ieremio? Jérémie répond. Ieremia răspunde. Je vois une branche d'amandier. Văd un veghetor. Dieu dit à Jérémie. Dumnezeu a zis lui Ieremia. Tu as bien vu, Jérémie. Bine ai văzut, Ieremia. Parce que moi, l'Éternel. Pentru că eu, Domnul. Je vais sur ma parole. Vezi asupra cuvântului meu. Pour accomplir. Ca să le împlinesc. Nous devons faire toutes choses conformément à la parole de Dieu. Noi trebuie să facem totul conform cuvântului lui Dumnezeu. Aleluia. Aleluia. Que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Si nous voulons être une église bénie. Noi vrem să fim o biserică binecuvântată. Une église puissante. O biserică puternică. Parce que les promesses de Dieu. Pentru că făgăduințele lui Dumnezeu. Sunt pentru noi. Sunt pentru noi. Les promesses sont pour nous. Făgăduințele sunt pentru noi. Mais pour que Dieu les accomplisse. Pentru că ca Dumnezeu să le facă. Au milieu de nous. În mijlocul nostru. Nous devons faire toutes choses. Trebuie să facem toate lucrurile. Conformément à la parole de Dieu. Conform cuvântului lui Dumnezeu. C'est pourquoi. De aceea. Si vous voulez voir la gloire de Dieu. Dacă vreți să vedeți slava lui Dumnezeu. Obéissons à la parole de Dieu. Să vă supuneți, să ascultați de cuvântul lui Dumnezeu. Alors je disais. Atunci el le spunea. Que dans la maison de Dieu. În casa lui Dumnezeu. Il y a pas de dispute. Nu sunt certuri. Il y a pas de combat. Nu sunt lupte. Il y a pas ce qu'on appelle course au pouvoir. Nu sunt aceste lucruri. Nu, 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 după putere. Nu, 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 nu. Nu, nu. Nous nous attendons tous au Saint-Esprit. Noi așteptăm toți de la Duhul Sfânt. Quand le Saint-Esprit fait quelque chose dans la maison, dans sa maison, în casa sa, ça doit être la joie de tout le monde. Asta trebuie să fie bucuria tuturor. Tout le monde sera dans la joie. Toată lumea va fi în bucurie. Dans la maison de Dieu. În casa lui Dumnezeu. Il y a pas de jalousie. Nu este gelozie. Non, 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 non. Nu, nu. Oh, non, pourquoi lui? Oh, de ce el? Et pourquoi pas moi? Și de ce nu el? Ah, mais non, c'est seulement oh, lui. Doar el. Non. Non, non. Dans la maison de Dieu. În casa lui Dumnezeu. Il y a pas ces choses-là. Nu sunt aceste lucruri. La jalousie. Gelozia. À son maître. Este le diable. Are învățătorul. Dans l'église du monde. Dans les dénominations. În biserica. C'est là où on trouve la jalousie. Acolo găsim gelozie. Mais dans la maison de Dieu. Dar în casa lui Dumnezeu. L'amour divin. Este dragostea divină. C'est l'amour parfait. Este dragostea desăvârșită. Là, nous sommes une équipe. Acolo noi suntem nous o echipă. Sommes soudés. Noi suntem équipe. Zidiți. Quand mon frère Cuiră marque un but. Fratele marchează un gol. C'est toute l'équipe. Toată echipa. Nous jubilons tous. Noi ne bucurăm toți. Pourquoi je dois être jaloux de Cuiră? De ce trebuie să fiu jaloux de Cuiră? Si c'est toujours lui qui marque le but. Dacă tot timpul el marchează. Mais c'est son rôle. Este rolul său. C'est son rôle. Este rolul său. Il est buteur. El este cel care dă gol. C'est quand lorsque nous avons vu. Când noi am văzut. Que il est buteur. Că el este cel care dă gol. Alors nous lui avons donné le numéro 9. Atunci noi îi dăm numărul 9. Avant centre. Ca să meargă. Il est là à la pointe. El este acolo în vârf. Et lui il attend toutes les passes. Toate pasele. Il attend. El așteaptă. Quand ça vient de droite. Când vine din dreapta. Il sait comment gérer cela. Știe cum să lucreze. Et comment dribler. Și cum să dribleze. Et marquer le but. Și să marcheze. Et c'est la joie de toute l'équipe. Este bucuria echipei întregi. Quand Dieu donne un don à un frère. Dumnezeu dă un dar unui frate. Il donne un don à une sœur. Dă un dar unui soră. Ça doit être la joie de toute l'église. Trebuie să fie bucuria întregii biserici. Amen. 1 Pierre 4. 1 Petru 4. Pierre chapitre 4. 1 Petru 4. Écoutez ce que l'apôtre dit. Ascultați ce spune apostolul. Verset 10. Versetul 10. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Buni ispravnici ai harului feluit al lui Dumnezeu. Que chacun de vous. Fiecare din voi. Mette au service des autres. Să slujească altora. Le don qu'il a reçu. După darul pe care l-a primit. Si Dieu te donne un don. Dacă Dumnezeu îți dă un dar. Ce n'est pas pour ta famille. Nu este pentru familia ta.
C'est pas pour tes amis. Nu este pentru prietenii tăi. Ce n'est pas pour l'exercer dans ta maison. Nu este ca să exercezi tu în casa ta. Non. Non. C'est pour l'utilité commune. Este pentru 1 Corinteni chapitre 12. 1 Corinteni 12. Au verset 7 il est dit. Versetul 7 este spus. Oh! Dar la manifestation de l'esprit. Manifestarea Duhului. A été donnée à chacun. A fost arătată fiecăruia. Pour l'utilité commune. Pentru folosul tuturor. C'est pour la communauté religieuse. Este pentru chrétienne. Părtășia creștină. C'est pour l'église du Dieu vivant. Pentru biserica Dumnezeului cel viu. Dieu t'a donné dacă un don. Dumnezeu ți-a dat un dar. Ne commence pas à hausser les épaules. Să nu începi să-ți ridici umerii. À dire que. Să se spui că. Et voilà moi. Oh, iată eu. Il n'y a que moi. Doar eu. Non, non. Non. Dieu te donne un don. Dumnezeu îți dă un dar. C'est pour l'utilité commune. Este pentru folosul tuturor. C'est pour tout le peuple. Pentru tot poporul. Et il dit. Și spune. Que chacun de vous mette fiecare din voi au service des autres să slujească altora le don qu'il a reçu după darul pe care l-a primit. Verset 11. Versetul 11. Si quelqu'un parle, dacă cineva vorbește, qu'il se soit comme annonçant les oracles de Dieu, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Si quelqu'un remplit un ministère, dacă slujește cineva, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Afin qu'en toutes choses, pentru ca în toate lucrurile, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, Dumnezeu prin Iisus Hristos, à qui appartient la gloire, a căruia este slava, et la puissance, și puterea, au siècle de siècle, în veci de veci. Amen. Amen. Je voulais aussi dire une chose. Aș vrea să mai spun un lucru. Dans l'église du Dieu vivant, în biserica Dumnezeului cel viu, il n'y a pas d'exclusion. Nu sunt excluderi. Non, 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 non. Il n'y a pas d'exclusion. Nu sunt excluderi. Et nous n'avons aucun droit. Și noi nu avem niciun drept. D'exclure quelqu'un dans l'église. Să excludem pe cineva din biserică. Non, 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 non. Aucun droit. Niciun drept. Saisissez-moi bien. Nous n'avons aucun droit d'exclure quelqu'un. Să excludem pe cineva. Le problème. Problema. C'est que il faut que la chose. Trebuie ca lucrul. Vienne de Dieu. Trebuie să vină de la Dumnezeu. Si Dieu t'a appelé au ministère. Dacă Dumnezeu te-a chemat la slujbă. Je n'ai pas le droit. Eu n-am dreptul. De te dire frère. Să spun frate. Ne prêche pas. Nu predica. Non. Non. Je n'ai pas ce droit là. Eu n-am acest drept. Ce n'est pas mon droit. Nu este dreptul meu. Mais par contre, dar dimpotrivă, Dieu a donné ce droit. Dumnezeu a dat aceste daruri. À l'église. Aceste drepturi la biserică. C'est à vous, église. Voi biserica. Que Dieu a donné le droit. Biserica va, Dumnezeu va da dreptul. Le devoir. Și datoria. D'examiner toutes choses. Să cercetați toate lucrurile. Et de garder ce qui est bon. Și să ține ce este bun. Et de s'abstenir de ce qui est mauvais. Și să vă abțineți de ce este rău. C'est à l'église. Biserica. Ce n'est pas moi individu. Nu eu individual. Qui dirait à quelqu'un? Și o să spun cuiva. On ne prêche pas. On nu mai predica. Non, 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 ce n'est pas mon devoir. Nu este c'est l'église. Mea. Este biserica. Acte chapitre 17. Fapte 17. Verset 11. Versetul 11. La Bible dit. Biblia spune. Non, non, non. D'abord Apocalypse. Înainte să luăm Apocalipsa. Apocalypse chapitre 2. Apocalipsa 2. Nous montre. Ne arată. Que dans la première église. Că în prima biserică. Dans la première église. În prima biserică, il y avait des les frères et sœurs comme vous et moi. Erau frați și surori ca și voi și eu. Qui avaient éprouvé. Care au arătat. Ceux qui se disaient apôtres. Cei care ziceau că sunt apostoli. Et qui les ont trouvé menteurs. Și i-au găsit mincinoși. Ça c'est le devoir de l'église. Asta este datoria bisericii. C'est à vous. Vouă. D'éprouver le ministère. Ca să dovediți slujbele. Moi qui vous prêche ici. Eu care vă predic aici. Vous. Voi. Votre devoir. Datoria voastră. C'est de m'éprouver. Este ca să arătați, să dovediți. Și si je suis dans le vrai ou pas. Dacă sunt în adevăr sau nu. Si c'est à vous. Voi. Si je vous édifie ou pas. Dacă vă zidesc sau si nu. Si vous me dites aujourd'hui. Dacă îmi spuneți asta. Que frère Dieudonné. Frate Dieudonné. Nous trouvons que. Noi găsim că. Ça ne marche pas. Că asta nu merge. Tu n'es pas, tu n'édifies personne. Tu nu zidești pe nimeni. Assieds-toi. Stai jos. Je m'assierai. O să mă așez. Et je ne quitterai pas l'église pour ça. Și nu voi pleca din cauza aceasta. Parce que l'église aussi peut commettre une erreur. Și biserica poate să comită o eroare, oui. Da. C'est le cas de Samuel. Fratele lui Samuel. Le peuple avait commis une erreur. Poporul a comis o eroare. De rejeter le prophète de Dieu Samuel. Să l respingă pe prorocul lui Dumnezeu Samuel. Ils ont dit. Și i-au spus. Nous voulons un roi. Noi vrem un împărat.
Nous sommes fatigués de Samuel. Noi suntem obosiți de Samuel. Nous voulons un roi. Noi vrem un împărat. Comme toutes les autres nations. Ca și celelalte națiuni. Il voulait imiter les autres nations. Ei vreau să imite alte națiuni. Et Dieu lui a dit. Și Dumnezeu i-a zis. Laisse le faire. Lasă să facă. Parce que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Pentru că nu pe tine te-au lepădat. Mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Dar pe mine m-au lepădat. Et Dieu leur a donné un roi. Dumnezeu le-a dat un împărat. Et qui les a fait souffrir. Care i-a făcut să sufere. Alors si je suis réellement dacă într-adevăr eu sunt appelé de Dieu, chemat de Dumnezeu, si réellement c'est Dieu qui m'a appelé au ministère, Dumnezeu m-a chemat la slujbă, même si vous me faites asseoir, chiar dacă voi mă faceți să le même Dieu, același Dumnezeu, me rétablira, mă va pune la loc, le même Dieu, același Dumnezeu, me réhabitera, mă va reașeza, voilà, mă va reașeza. Vous comprenez, mes frères? Înțelegeți, fraților? Ne faisons pas des choses. Să nu facem lucruri. Par sentiment. Din sentimente. Non. Ne faisons pas des choses să par sentiment. Să nu facem lucruri din sentimente. Mais faisons des choses. Să facem lucrurile. Conformément à la parole de Dieu. Conform cuvântului lui Dumnezeu. Mettons Dieu à l'épreuve. Să punem pe Dumnezeu la încercare. Mettons Dieu à l'épreuve. Să-l punem pe Dumnezeu la încercare. Le peuple de Dieu. Poporul lui Dumnezeu. Qui a réellement connu Dieu dans sa vie. L-a cunoscut într-adevăr pe Dumnezeu. Est censé être conduit. Trebuie să fie călăuzită. Selon la parole de Dieu. După cuvântul lui Dumnezeu. 1 Tesaloniciens 4 nous dit. 1 Tesaloniciens 4 spune. Voici ce que je vous déclare. Iată ceea ce vă spun. D'après la parole du Seigneur. După cuvântul Domnului. Amen. Amin. D'après la parole du Seigneur. După cuvântul Domnului. Nous n'excluons personne. Noi nu excludem pe nimeni. Mais nous devons nous aimer. Dar noi trebuie să ne iubim. Les uns les autres. Unii pe alții. Nous aimer. Să ne iubim. D'un amour vrai. Cu o dragoste d'un amour sincère. Cu o dragoste sinceră. Devons prier. Noi trebuie să ne rugăm. Les uns pour les autres. Unii pentru alții. Et dimanche passé, și duminica trecută, j'avais assisté à une discussion. Am asistat la o discuție. Chez moi à la maison. La mine acasă. C'était une discussion quand même nourrissante. Era o discuție hrănitoare. Il y a un groupe qui disait. Un grup care spunea. Si l'Église ne marche pas aujourd'hui. Dacă biserica nu merge astăzi. C'est à cause des prédicateurs. Este din pricina predicatorilor. Un autre qui disait. Alții care spuneau. Non, c'est les brebis. Non, oile. Donc, c'est devenu deci, comme un ping. Au devenit ca și un ping pong. Mes frères et sœurs. Dar frați și surori. C'est vrai. Este adevărat. Que si nous sommes dans cet état. Că dacă noi suntem si în l'église stare, est dans cet état. Dacă biserica este în această stare. La faute. Vina este aici. La faute vient ici. Vina vine de aici. Pourquoi? De ce? Parce que parmi ceux qui montent, pentru că printre cei care urcă, en chair pour prêcher, la învon ca să predice, il y en a beaucoup de faux. Sunt mulți care sunt falși. Il y en a beaucoup de faux. Sunt mulți care sunt falși. Dans la première église, în prima biserică, les prédicateurs, predicatorii, que Jésus avait laissé, Iisus i-a lăsat, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Erau toți umpluți de Duhul Sfânt. Ils étaient tous unis. Erau toți uniți. Ils avaient tous le Saint-Esprit. Ei toți aveau pe Duhul Sfânt. Ils avaient tous la même doctrine. Ei aveau aceeași învățătură. La même parole. Același cuvânt. Il y avait la perfection. Era desăvârșirea. Ils étaient tellement unis. Erau așa de uniți. Que le diable, le loup. Că diavolul, lupul. N'avait pas accès. N-avea acces în biserică. Pourquoi? Parce que là, la chair. Pentru că acolo la il y avait l'unité. Era o unitate. Vous comprenez? Înțelegi? Et le diable ne pouvait pas entrer dans l'église. Putea să intre în biserică. Parce que là il y avait une force. Acolo era o putere. Mais aujourd'hui, dar astăzi, qu'est-ce qui arrive? Ce se întâmplă? Le diable est entré facilement dans l'église. Diavolul a intrat ușor în biserică. Pourquoi? De ce? Parce que il y a beaucoup de faux prédicateurs. Pentru că sunt mulți predicatori falși. Et tous ces prédicateurs. Și toți acești predicatori. Ne s'entendent jamais. Ei nu se mulțumesc niciodată. Ils s'entendent pas. Ei nu se mulțumesc. Il y a ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Cei care sunt botezați cu Duhul Sfânt. D'autres non. Și alții nu. Et c'est une guerre. Și este un război. Et c'est pourquoi nous voyons tous les jours. De aceea noi vedem în fiecare zi. La division.
Despărțiți. Les gens qui se divisent. Oamenii care se despart. Les gens qui se divisent. Nous avons dans une église, noi dans une biserică, ville, într-un plusieurs assemblées. Mai multe parce que les prédicateurs ne s'entendent pentru pas. Că predicatorii nu se înțeleg. Et le diable entre facilement dans l'église. Și diavolul intră ușor în biserică. Mais nous avons montré. Dar noi am arătat. Que ce n'est pas Moïse seul. Că nu Moise singur. Qui avait construit l'église. A construit. Qui avait construit le tabernacle. A construit cortul. Mais c'est tout le monde, tous les peuples de Dieu, tous les peuples d'Israël qui avaient participé à la construction. Et Ezra a dit, qui est de son peuple, que celui qui est de son peuple, que Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem. Mais c'est pour vous dire, l'affaire de la construction n'est pas seulement l'affaire des prédicateurs. Non, non, vous aussi, vous avez une part de responsabilité. Parte din responsabilitate. Vous avez une part de responsabilité. O parte din responsabilitate. Votre responsabilité. Responsabilitatea voastră. C'est de vous mettre à genoux. Este ca să vă puneți pe genunchi. De prier Dieu. Să vă rugați lui Dumnezeu. De jeûner. Să postiți. Să luptați. Et Dieu seul. Și Dumnezeu singur. Qui a le pouvoir. Care are putere. Mettra dehors. Va pune în afară. Tous ceux qui sont de faux. Toți cei care sunt falși. Parce que dans l'église du Dieu vivant, în biserica Dumnezeului celui viu, on ne doit pas avoir de faux prédicateurs. Trebuie să avem predicatori falși. Matthieu chapitre 15. Matei 15. Matthieu chapitre 15. Matei 15. Écoutez le verset. Le verset 13. Versetul 13. Il répondit. Ei au răspuns. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste, o cerezat pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc, sera deraciné. Va fi smuls din rădăcină. Alleluia. Alleluia. Amen. Ce n'est pas à vous. Nu voi. De raciner cette plante là. Ca să smulgi acest răsat. Ce n'est pas à moi. Nu eu. Non 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 non. Nu, nu. Nous laissons faire. Noi lăsăm așa. Mais Dieu lui-même. Dar Dumnezeu însuși. Qui prend soin de son église. Care se îngrijește de biserica sa. Qui prend en charge son peuple. Care ia în grijă poporul. Au temps opportun. La timpul potrivit. Lui-même. El însuși. Va déraciner. Va smulge. Chaque plante. Fiecare răsat. Qui n'a pas été planté par lui. Care nu a fost semănat de el. Est-ce que vous me suivez? Mă urmăriți voi? Privilégions l'amour divin. Să privilegiați dragostea lui Dumnezeu. Lisons Romains chapitre 12. Să mai citim Roman 12. Romains chapitre 12. Roman 12. D'abord, permettez-moi de vous lire. Mais n'ayez pas permettez-moi de citer. Une citation de frère Franck. O citație a fratelui Frank. Dans la lettre circulaire. În scrisoarea circulară. Numéro 41. Ianuarie 1994. Ah, tu as lu ça. Je ne sais pas. Hein? C'est pas numéro. Ah, d'accord. Ok. Donc c'est de janvier 1994. Ianuarie 1994. Numéro 41. Numărul 44, pagina 3. Écoutez ce que frère Franck dit. Ascultați ce spune fratele Franck. Pour l'instant, pentru moment, l'église de Christ, biserica lui Hristos, n'est pas encore un seul cœur, nu este încă un singur trup, et une seule âme, și un singur suflet. Le corps du Seigneur est tellement déchiré, trupul lui Hristos este așa de sfărâmat, comme jamais auparavant, cum niciodată înainte. Frère Branham disait dans une prédication, fratele Branham spune într-o predică, le corps le plus malade que je connaisse, trupul cel mai bolnav pe care îl cunosc, est le corps du Seigneur. Este trupul Domnului. Il est dit dans qu'est-ce que le Saint-Esprit. Spune cred că în ceea ce spune Domnul. Frère continue, il dit. Fratele Frank continuă și spune. Il se référait à la parole de Jérémie 8:22. El se referea la cuvântul din Ieremia. Nous pouvons le lire. 8:22. Putem să citim. Jérémie 8:22. Ieremia 8:22. N'y a-t-il point de... Oh, Jérémie 8:22. N'y a-t-il point de baume en Galate? Nu este niciun leac alinitor în Galat. N'y a-t-il point de médecin? Nu este niciun doctor acolo.
Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu? Ne s'opère-t-elle pas? Nu se face, de ce? Frère Branham, s'est référé à ce passage. Se referea la acest pasaj. Pour dire que le corps le plus malade, trupul cel mai bolnav, que je connaisse, pe care îl cunosc, est le corps du Seigneur. Este trupul Domnului. Et cette maladie, nous la voyons. Și această boală noi o vedem. Nous voyons comment l'église est déchirée. Cum biserica este sfărâmată. Comment les gens se disputent. Cum oamenii se ceartă. Comment les gens se divisent. Cum oamenii se despart. Pour un petit rien. Pentru un nimic. Les gens se divisent. Oamenii se despart. Pour un petit rien. Pentru un quelque chose qui n'a rien à voir avec la doctrine. Ceva care n-are nimic de a face rien cu învățătura, nimica. Oh, frère Branham dit quelque part. Fratele Branham spune într-o parte. Et frère Frank l'a répété aussi. Și fratele Frank l-a repetat și el. On ne peut quitter l'église. Nu putem să părăsim biserica. Que lorsqu'il y a une fausse doctrine prêchée. Decât atunci când este predicată o învățătură falsă. Si les conducteurs. Dacă conducătorii. Si les pasteurs. Dacă pastorul. Les anciens. Bătrânii. Et tous ces gens-là. Și toți acești oameni. Tombe dans la fausse doctrine. Cad în învățătura greșită. Alors en ce moment-là. Atunci în acel moment. Vous avez toutes les raisons du monde. Aveți tot motivul din lume. Pour quitter l'église. Ca să părăsiți biserica. Mais pour les cheveux. Dar pentru păr? Pour de l'argent. Pentru bani. On se sépare. Ne despărțim. Quelle honte. Ce rușine. Quelle honte. Ce rușine. C'est vraiment une honte. Este într-adevăr o rușine. Même les gens, au début quand nous avons cru ce message. Noi când am crezut acest mesaj. Nous avions de la valeur. Noi aveam valoare. Les gens nous craignaient. Oamenii aveau teamă de noi. Vous voulez faire une discussion? Voi vreți să faceți o discuție? Non, pas avec ces gens-là du message. Dar nu cu acești oameni din mesaj. Ils connaissent la Bible. Ei cunosc Biblia. Ils sont terribles. Ei sunt grozavi. Et à l'époque. Și pe vremuri. Nous étions inséparables. Noi eram de nedespărțiți. Nous étions inséparables. Noi eram de nedespărțiți. Mais aujourd'hui. Dar astăzi. Qui peut nous donner encore cette valeur-là? Cine poate să ne mai dea această valoare? Les gens du message. Oameni din mesaj. Ce sont les grands, comment on dit, les grands. Michel n'est pas là, c'est lui qui connaît les termes qu'on utilise. El cunoaște termenul care îl folosește, sunt niște oameni. Parce que nous sommes devenus des champions. Că noi am devenit campioni. Dans la multiplication des assemblées. În mulțirea bisericilor. Vous allez dans surtout chez nous là-bas. Mai ales acolo la noi. Dans une même rue, une seule rue. Pe aceeași stradă. Une seule rue. Pe aceeași stradă. Vous pouvez trouver 5 à 6 assemblées. 5-6 adunări. Et maintenant, quand sera-t-il de la ville? Și când se vorbim despre un oraș. Le corps le plus malade. Trupul cel mai bolnav. C'est le corps du Seigneur. Este trupul Domnului. Donc il s'est référé à la parole de Jérémie 8:22. Cuvântul din Ieremia 8:22. Nous l'avons lu. Noi am citit. Maintenant il continue, il dit. Continue și spune. Que dirait frère Branham aujourd'hui? Ce ar spune fratele Branham astăzi? Que dirait frère Branham aujourd'hui? Ce ar spune fratele Branham astăzi? Ceux qui se réclament de lui. Cei care se reclamă că ar fi de ai lui. Se trouvent dans un état pire que celui de tous les autres. Se regăsesc într-o situație mai gravă decât ceilalți. Jamais. Niciodată. Dans l'histoire de l'église. În istoria bisericii. Un tel chaos. Un astfel de haos. N-a eu lieu. N-a avut loc. À la suite d'un réveil. După o trezire. Un réveil comme celui que nous avons reçu. O trezire pe care așa cum noi am primit-o. Fratele Frank spune. Que il y a dans l'histoire de l'église. În istoria bisericii. Donc depuis que l'église a commencé. De când biserica a început. Après chaque réveil. După fiecare trezire. Il n'y a jamais eu un chaos comme nous le connaissons aujourd'hui. Nu a fost un așa o haos așa cum cunoaștem noi azi. Niciodată. Jamais. Niciodată. Du fait de cette situation qui semble à vue humaine sans espoir. Această situație care seamănă cu o situație fără ieșire. Ceux qui se sont proclamés eux-mêmes. Cei care s-au proclamat ei înșiși. Être des serviteurs de Dieu. Să fie slujitori lui Dumnezeu. Qui se réclament du prophète et de ses paroles. Care se reclamă de profet și de cuvântul său. Se retrouvent sans même avoir reçu un appel divin pour prêcher la parole de Dieu. Se regăsesc fără să primească ei o chemare divină ca să predice cuvântul lui Dumnezeu. Eux-mêmes ont semé la semence de discorde. Ei însăși au semănat sămânța discordiei. Et occasionné des séparations. Și ocazii de despărțiri.
Mais il s'agit maintenant de distribuer la nourriture spirituelle. Dar acum se vorbește despre distribuirea mise în rezervă. Pusă et de publier tous les conseils de Dieu. Și să vestești tot sfatul lui Dumnezeu. Donc vous comprenez? Voi înțelegeți? Que malgré le réveil que nous avons eu, chiar și cu trezirea care noi am avut-o, avut loc, il y a un chaos dans l'église. Este un haos în biserică. De séparation. De despărțiri. De division. De diviziuni. De dispute. De certuri. Et frère Franck dit, și fratele Frank spune, jamais dans l'histoire de l'église, niciodată în istoria bisericii, ça n'a jamais été. Nu a fost niciodată, jamais. Niciodată. Maintenant, c'est notre devoir. Acum este datoria noastră. À nous, église. Nou, ca biserică, qui avons reçu la vérité, care am primit adevărul, qui avons connu la vérité, care am cunoscut adevărul, notre devoir, datoria noastră, c'est de prier le Seigneur, este ca să ne rugăm Domnului, de jeûner même, să postim chiar, c'est pourquoi, de aceea, nous avons instauré, noi am reașezat, le système de veillée, sistemul nopții de veghe. Nous avons instauré noi am reașezat un système, un sistem de prière, ca să ne rugăm chaque troisième samedi du mois. În fiecare sâmbătă a lunii. Nous venons ici. Noi venim aici. Et tous les jours fériés. Și în fiecare zi de sărbătoare. Rien que pour prier. Nimic decât să ne rugăm. Pas pour prêcher la parole de Dieu. Nu ca să predicăm cuvântul lui mais Dumnezeu. Mais pour prier. Dar ca să ne rugăm. Et comme je l'ai toujours dit. Și cum am spus tot timpul. Que la prière. Rugăciunea. Dans la vie d'un chrétien. În viața unui creștin. Dans la vie du croyant. În viața unui credincios. Dans l'église. În biserică. La prière. Rugăciunea. Doit être une nécessité. Trebuie să fie o necesitate. Vous avez chaud, hein? Voi e cald. Ne dormez pas. Să nu dormiți. Vous êtes là? Sunteți aici? Que le Seigneur soit loué. Domnul să fie lăudat. Bientôt je vais terminer. Même moi j'ai chaud. Și eu mi-e cald și mie. Donc la prière doit être une nécessité. Rugăciunea trebuie să fie o necesitate. Il était prudent. L-a fost prudent. Il s'est mis en manche courte. S-a pus în cămașă scurtă. Donc la prière, c'est pourquoi nous avons instauré ce système là. Noi am reinstaurat acest sistem. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Dar ce am constatat noi? À la veillée. La noapte de veghe. Personne ne vient. Nu vine aproape nimeni. Et à la veillée? Și la noapte de veghe. Lorsque nous venons pour veiller. Noi venim ca să veghem. Nous ne venons pas pour faire un pèlerinage. Noi nu venim ca să facem un pèlerinaj. Non. Veiller veut dire să veghezi, vrea să zic. Rester toute la nuit dans la prière. Să rămâi toată noaptea în rugăciune. Rester toute la nuit dans la prière. Toată noaptea în rugăciune. Je vais vous dire quelque chose. Trebuie să vă spun ceva. Ça peut peut-être vous choquer. Asta poate să vă șocheze. Mais c'est la vérité, je dois le dire. Este adevărul, trebuie să spun. Mon frère, ma sœur. Frate, soră. Si vous ne pouvez pas veiller, dacă voi nu puteți să vegheați, si vous ne pouvez pas rester dans la prière jusqu'à la fin, rămâneți la rugăciune până la sfârșit, autant ne pas venir. Mai bine să nu vii. Autant ne pas venir. Mai bine să nu vii. Que de venir decât să vii, pour faire une heure du temps, ca să fii o faci o oră, et te lever, t'en aller. Și să te ridici și să non, vous dérangez les autres qui sont en train de qui sont dans la méditation. Care sunt în rugăciune. Ça dérange, les va et vient. Ça dérange. Venitul și Frère Branham m'en parle. Fratele Branham vorbește. C'est parce que je n'ai pas reçu à obtenir les citations vous, pour vous les lire. Ca să vă citesc. Elles sont dans mon ordi qui a connu une panne. Care a avut o problemă. Mais dar, lorsque nous venons prier, venim, lorsque nous sommes dans la prière, il faut éviter les va-et-vient. Trebuie să evităm să il faut éviter les va-et-vient. Plecări și veniri. Ce n'est pas bien, ça attriste le Saint-Esprit. Asta întristează pe Duhul Sfânt. Et lorsque nous venons prier, când noi venim să ne rugăm, nous avons dit que nous commençons à 22h30. Începem la ora 22:30. Nous n'avons pas fixé l'heure. Noi de la fin, o oră de sfârșit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Duhul Sfânt nous restons jusqu'à la fin. Noi rămânem până la sfârșit. Nous commençons avec le Saint-Esprit noi începem cu Duhul Sfânt et nous terminons avec le Saint-Esprit. Noi terminăm cu Duhul Sfânt. En tout cas, si tu ne peux pas veiller dacă jusqu'à la fin, să veghezi până la sfârșit, ne viens pas, mon frère. Să nu vii, frate. Ne viens pas, ma soeur. Să nu vii, soră. Parce que la veillée. Pentru că în noaptea de veghe. La veille c'est pour les combattants. Veghe este pentru luptători. C'est un sacrifice. Este o jertfă. C'est un sacrifice. Este o jertfă. On demande pas toute l'assemblée. Nu cerem adunări întregi, nu.
On ne demande pas toute l'assemblée. Nu, cerem, oh, pour qu'il y ait veillé, il faut qu'il y ait toute l'assemblée. Non! L'église a commencé avec deux ou trois personnes. Moi qui vous dis ici, lorsque j'étais en Italie, când am fost în Italia, ma femme est là, soția mea este aici, je veillais seul. Vegheam singur. Je quitte mon lit, je vais dans au salon, și meream în salon, je reste là toute la nuit à prier. Rămâneam toată noaptea ca să mă rog. C'est une grâce. Este un har. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Și voi o puteți face. Ça ne demande pas un grand nombre. Nu, cere un Non. Ça demande au contraire des cere combattants. De luptători. Des hommes de guerriers. De luptători. Des hommes, des gens qui ont la chose à cœur. Care au qui voient la nécessité. Și văd necesitatea. Hein? Vous comprenez? L'Église a besoin. Biserica are nevoie. De prières. De rugăciune. L'Église a besoin de prières, de bénédictions. De binecuvântări. L'église ne marche pas. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et ça demande vos prières. Și asta cere rugăciunea voastră. Ça demande vos prières. Asta cere rugăciunile voastre. Faisons un effort, mon frère. Să facem un effort. Frère, ma soeur. C'est un sacrifice. Este o jertvă. Jésus s'est sacrifié pour toi Iisus et moi. Isus s-a jertfit pentru tine și mine. Jésus. Isus. Le Dieu tout-puissant. Dumnezeu atotputernic. Il a quitté son trône. A părăsit tronul său. Lui le Saint des Saints. El, Sfântul Sfinților, il a quitté son trône. A părăsit tronul său. Il est venu sur la terre. A venit pe pământ. À cause de tes péchés. Din pricina păcatelor. Un grand sacrifice. O mare jertvă. Et la Bible dit. Și Biblia spune. Comme le frère Sylvain Bille nous avait montré ici. Fratele Silvan ne-a arătat aici. Je ne connaissais même pas ce passage là. Nu cunoșteam acest pasaj. La Bible dit. Biblia spune. Que son dos avait été labouré. Că spatele său a fost zdrobit. Le dos du Seigneur. Spatele Domnului. Avait été labouré. A fost, avec comment on appelle ça? Ah. Comment? Le char romain. Hein? Donc c'était avec des pointes là, hein? 9 pointes comme ça. Des pieles. Hein? C'est ça non? Hein? Avec ça, cu acestea, on labourait son. Donc loveau, c'était une histoire comme ceci, avec des pointes. Hein? Maintenant quand on frappait Jésus sur le dos. Pe spate, et cette histoire-là allait sur son dos. Ça pénétrait, les pointes-là pénétraient dans son corps. Intra în trupul său, et quand on soulevait, și când trăgeau, hein, c'était de la chair. Era carnea care se lua. Mes frères et sœurs, frați și surori, imaginez-vous, imaginați-vă, qui le faisait? Cine ar fi făcut? Ce n'était pas un homme qui le faisait. Nu, un om care făcut. Mais c'était le diable lui-même. Dar era diavolul însuși. Le diable était fâché contre le Seigneur. Supărat împotriva Domnului. Et le diable. Și diavolul. N-a aucune pitié. N-are nicio milă. N-a aucune pitié. N-are niciun pic de milă. Mais tout ça pour toi. Dar toate acestea au făcut pentru tine. Un sacrifice. O jertvă. Et à la croix. Și pe cruce. Il a donné sa vie. Și a dat viața lui. Il a accepté. El a acceptat. De mourir. Ca să moară. Nu. Gol. Les catholiques l'habillent un peu avec un petit linge là. Non, il était nu. Dar era gol. Quel sacrifice, quel honte, quelle mort honteuse. Ce o moarte rușinoasă. Pour toi. Pentru tine. Quel est le sacrifice que toi tu peux faire care dans ta vie pe care tu poți qui pourrait être comparé à ce sacrifice-là? Il n'y en a pas. Jertvă. Nu este. Il n'y en a pas. Nu este. Mais alors on vous dit, venez prier. Vă spunem, veniți să vă rugați. Prions toute la nuit. Dar să ne rugăm toată noaptea. Ça devient pour beaucoup une corvée. Asta comme une pentru corvée. Pentru mulți o greutate. Oh, mon frère, moi, samedi, je vais travailler. Sâmbătă trebuie să lucrez. Non, je vais travailler. Trebuie să bon, je vais faire seulement une heure. O să fac doar o oră. Et puis je rentre. Parce que je dois dormir. Pentru că trebuie să mă demain, je vais travailler. Mâine trebuie să lucrez. Frère, frate, je connais beaucoup de gens, dont moi-même, au pays là, chiar și în țară, on faisait des prières făceam rugăciuni toute la nuit, toată noaptea, jusqu'au petit matin, până dimineață, et après la veillée, după on allait travailler. Meream să lucrăm. On allait travailler. Meream să lucrăm. Vous croyez que Dieu est incapable? Voi credeți că Dumnezeu este incapabil? De vous tenir debout? Să vă țină în picioare. Pendant 8 heures? Timp de 8 ore. Après avoir veillé? După ce ați vegheat? Mais non! Nu.
Vous l'avez fait pour lui? Voi ați făcut-o pentru el? În son onor. În onoarea sa. Dieu veille. Dumnezeu veghează. Dieu récompense ses enfants. Răsplătește pe copiii săi. Dieu a toujours récompensé ses enfants. Dumnezeu a răsplătit pe copiii săi. La Bible dit Biblia spune qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tuturor celor care îl caută. Vous pouvez prier tout, vous pouvez faire même deux jours. Puteți să faceți chiar și două zile. Dans la prière. În rugăciune. Sans dormir. Fără să dormiți. Le lendemain. Și a doua zi. Vous allez travailler. Voi să lucrați. Dieu vous donnera la force. Și Dumnezeu va da putere. C'est un sacrifice. Este o jertfă. Bah, que le Seigneur nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Que le Seigneur nous si nous faisons. Domnul Frate Branham dit. Dacă fratele Branham spune. Si vous voulez obtenir du Seigneur, de Dieu, obțineți de la Domnul, de la Dumnezeu, les bénédictions, binecuvântările, il vous faut un sacrifice. Vă trebuie o jertfă. Il vous faut un sacrifice. Vă trebuie o jertfă. Il vous faut un sacrifice. Vă trebuie o jertfă. S'il n'y a pas de sacrifice, dacă nu este nicio jertfă, rien du tout. Nimica. Pas de prière, nu rugăciune, pas de bénédiction. Nu binecuvântări. Peu de prières, un pic de rugăciune, peu de bénédictions, un pic de binecuvântare. Beaucoup de prières, multe rugăciune, beaucoup de bénédictions, multe binecuvântări. Amen. C'est comme ça. Este așa. Soyons des combattants. Să fim luptători. Hein, frère Cuira? Frate Cuira. Soyons des combattants. Să fim luptători. Et combattons le bon combat de la foi. Luptăm lupta cea bună a credinței. Nous allons vers la fin. Merem nous allons lire quelques passages de l'Écriture. Vom mai citi câteva. Efeseni chapitre 2. Efeseni capitolul 2. Efeseni chapitre 2. Efeseni capitolul 2. Verset 19. Versetul 19. Os ainsi donc. Așadar voi, vous n'êtes plus des étrangers, voi nu mai sunteți nici străini, ni des gens du dehors, nici oaspeți ai casei. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mă urmăriți? Ainsi donc, așadar, vous n'êtes plus des étrangers, voi nu mai sunteți nici străini, ni des gens du dehors, nici oaspeți ai casei, mais vous êtes concitoyens de saints, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, gens de la maison de Dieu, oameni din casa lui Dumnezeu. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Voi sunteți oameni din casa lui Dumnezeu. Ne l'oubliez jamais. Să nu uitați niciodată. Dieu te connaît. Dumnezeu te cunoaște. Dieu te connaît par ton nom. Dumnezeu te cunoaște pe nume. Parce que vous êtes de ses brebis. Pentru că voi sunteți din noile sale. Amen. Amen. Le verset 20 dit. Versetul 20 spune. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Nous sommes édifiés. Noi suntem zidiți. Sur le fondement des apôtres. Pe temelia apostolilor. Et des prophètes. Și a prorocilor. C'est pourquoi. De aceea. Dans l'église du Dieu vivant. În biserica Dumnezeului celui viu. Tout doit être fait. Totul trebuie făcut. Conformément. În conformitate. À l'enseignement des apôtres. Cu învățătura apostolilor. À l'enseignement des prophètes. La, cu învățătura prorocilor. Le message est venu. Mesajul a venit. Pour nous ramener à la foi des apôtres. Ca să ne readucă la credința apostolilor. Nous devons faire toutes choses dans l'église. Trebuie să facem totul în biserică. Conformément. Conform. À l'enseignement des apôtres. A învățăturii apostolilor. D'après la parole du Seigneur. După cuvântul Domnului. D'après le modèle que je t'ai montré. După modelul pe care ți l-am arătat. Notre modèle. Modelul nostru. Ce n'est pas Branham Tabernacle. Nu este Branham Tabernacle. Non. Non. Notre modèle. Modelul nostru. Ce n'est pas Krefeld. Nu este Krefeldul. Non. Non. Oubliez cela. Uitați asta. Notre modèle. Modelul nostru. Ce n'est pas Paris. Nu este la Paris. Ce n'est pas je ne sais Côte d'Ivoire. Nu este în Costa de Fil. Non. Non. Notre modèle. Modelul nostru. Se trouve dans la Bible. Se găsește în Biblie. Dans la Bible. În Biblie. Donc tout ce que nous devons faire. Deci tot ce trebuie să facem. Dans cette assemblée. În această adunare. Doit être fait selon la Bible. Trebuie să fie conform Bibliei. Nous devons examiner toutes choses. Noi trebuie să cercetăm toate lucrurile. Tout ce que nous faisons ici. Tot ce facem noi aici. Nous devons l'examiner. Noi trebuie să cercetăm. À la loupe. Cu o lupă. Comme les disciples de Bérée. Ca și ucenicii din Berea. Ils examinaient toutes choses. Ei cercetau toate lucrurile. Ils examinaient toutes choses. Ei cercetau toate lucrurile. Ils recevaient la parole de Dieu. Ei primeau cuvântul lui Dumnezeu. Avec empressement. Cu stăruință. Tout en examinant. Dar cercetând. Toutes choses. Toate lucrurile. Pour voir. Ca să vadă. Si ce qu'on leur disait était exact. Dacă
Ceea ce le spunea este așa. Ils avaient toujours la Bible. Ei aveau tot timpul Biblia. Amen. Le frère a dit. Oh, fratele a spus. Amen. C'est vrai, c'est merveilleux. Este adevărat, este minunat. Mais c'est écrit où? Dar este scris unde? Vous comprenez? Înțelegeți? C'est écrit où? Este scris unde? Ah, c'est vrai. Oh, este adevărat aici. Mais si on trouve. Dar dacă găsim? Ce qu'il a dit là? Oh, ce a spus acolo? Ah oui, alors ils allaient voir le frère. Mergeți să vedeți pe fratele. Frère, mais ce que tu lui as dit là? Frate, ceea ce ai spus tu acolo? N-a pas trouvé ça dans. N-am găsit asta în Biblie. Mais le prophète n'en parle pas. Prorocul nu vorbește. Nous avons aussi examiné dans les écrits de frère Frank. În scrierile fratelui Frank. Nous ne voyons pas cela. Și nu vedem aceasta. Alors si. Dar dacă. L'homme de Dieu. Omul lui Dumnezeu. Est sincère. Este sincer. Il aime Dieu. Și iubește pe Dumnezeu. Il aime la vérité. Iubește adevărul. Il constate. Și constată. Que le remarque qu'on lui a fait. Că reproșul care i s-a făcut. Sont fondés. Sunt fondate. Alors il dira, ah frère, que Dieu vous bénisse. Oh frate, Dumnezeu să te binecuvânteze. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'avais pas fait attention à ça. Ou bien j'avais mal compris. Sau am înțeles greșit. Il reviendra ici. El va reveni aici. Mes frères, excusez-moi. Fraților, scuzați-mă. J'avais dit ceci, cela. Am spus asta și asta. Mais ce n'est pas ça. Dar nu este asta. Je voulais dire ceci. Am vrut să spun asta. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. C'est comme ça que nous devons marcher. Așa trebuie noi să umblăm. Nous ne devons jamais être des fanatiques. Niciodată nu trebuie să fim fanatici. Je vous ai dit une fois ici. V-am spus odată aici. Nous ne devons jamais être fanatiques. Noi nu trebuie să fim niciodată fanatici. Ni de frère Branham. Nici de a fratelui Branham. Ni de frère Frank. Nici a fratelui Frank. Ni de qui que ce soit. Nici de oricine altcineva, nu. Soyons des amoureux de la parole de Dieu. Să fim îndrăgostiți de cuvântul lui Dumnezeu. Aimons la parole de Dieu. Să iubim cuvântul lui Dumnezeu. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Să ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu. Même frère Branham lui-même. Chiar fratele Frank însuși spune. Frère Branham. Fratele Branham. Il avait durant tout son ministère. În tot timpul slujbii sale. Il soulevait toujours la Bible. El ridica tot timpul Biblia. Il a soulevé comme ça. El o ridica așa. Il disait. Și spunea. Ce livre. Această carte. C'est mon seul absolu. Este singurul meu absolut. C'est mon absolu. Este absolutul meu. Frère Branham n'avait pas d'autres. Branham. D'autres Bible, d'autres livres de référence. Nu avea o altă carte de referință. C'est la Bible qui était son absolu. Era Biblia care era absolutul său. Ce matin encore. În dimineața aceasta încă. Mon absolu à moi. Absolutul meu. C'est la Bible. Este Biblia. Și si je vous dis quelque chose. Dacă v-am spus ceva. Que vous ne trouvez pas dans la Bible. Și nu găsiți în Biblie. Venez me voir. Veniți să mă vedeți. Voyez-moi frère. Vedeți-mă fraților. Voilà. Iată, voilà. Iată. Nous vérifions ensemble. Noi verificăm împreună. Parce que toi aussi tu peux avoir mal compris. Pentru că poate și tu poți să înțelegi greșit. Et nous allons voir ensemble dans l'amour. Vom vedea împreună în dragoste. Si c'est toi qui as vu mieux. Dacă tu ai văzut mai bine. Moi je viendrai ici. Eu voi reveni aici. Et j'arrangerai la chose. Și voi aranja lucrul. Parce que ma parole. Pentru că cuvântul meu. Vous donnera la mort. Vă da moartea. Mais la parole de Dieu. Dar cuvântul lui Dumnezeu. Donnera la vie. Vă va da viață. Amen. Amen. Encore de passage. Continuons. Continuăm. Éphésiens chapitre 2. În Efeseni capitolul 2. Nous avons lu le verset 20. Am citit versetul 21. Maintenant le verset 21. Versetul 21. Je vous en prie, ne dormez pas. Je vais bientôt terminer. O să termin. En lui tout l'édifice. În el toată clădirea. Bien coordonné. Bine închegată. S'élève. Crește. Pour être un temple saint dans le Seigneur. Ca să fie un templu sfânt în Domnul. Verset 22. Versetul 22. En lui vous êtes aussi édifié. Și prin el și voi pour être une habitation de Dieu. Împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu. En esprit. Prin Duhul. Donc vous aussi. Voi de altfel. Vous êtes une habitation. Sunteți o locuință, un locaș. De Dieu. A lui Dumnezeu. En esprit. În Duhul. C'est-à-dire. Va să zică. Ton corps là. Trupul tău. Ne t'appartient pas. Nu ți aparține. Est-ce que vous comprenez? Înțelegeți voi? Ton corps ne t'appartient pas. Trupul tău nu ți aparține. Il appartient à Christ. El aparține lui Hristos. Et Christ. Și Hristos. Veut tabernacler en toi. Vrea să locuiască în tine. Il veut te donner son esprit. Vrea să-ți dea Duhul său. Il veut lui-même. El însuși. Parce que le baptême du Saint-Esprit. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt. C'est-à-dire. Va să zică. Dieu. Dumnezeu. Le Dieu tout-puissant. Dumnezeu atotputernic. Il quitte son trône. El părăsește tronul său. Il vient tabernacler en toi. Vine să locuiască în tine.
Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Asta s-a întâmplat în ziua 55. Dieu est descendu. Dumnezeu a coborât. Parce que quand Jésus était encore là, când Iisus era încă les gens ne pouvaient pas avoir le Saint-Esprit. Oamenii nu puteau să-l vadă pe Duhul. Parce que toute la plénitude, pentru că toată plinătatea habitait en, corporellement en Jésus-Christ. Locuia trupește în Iisus Hristos. C'est pourquoi il leur a dit, de aceea le-a spus, il vous est avantagé que je m'en aille. Să mă duc. Parce que si je ne m'en vais pas, pentru că dacă nu mă duc, le Saint-Esprit ne viendra pas vers Duhul vous. Duhul Sfânt nu va veni la voi. Mais si je m'en vais, dar dacă mă duc, je vous l'enverrai. Vă voi trimite. C'est ce que Jésus a dit. Asta a spus. Et quand il est parti, el a plecat, 10 jours après, 10 zile după aceea, il est descendu el a coborât, dans la chambre haute. În camera de sus. Et la Bible dit, și Biblia spune, le jour de la Pentecôte, în ziua 50-mii, tous étaient divisés. Toți erau despărțiți. Hein? Tous étaient divisés. Toți erau despărțiți. La Bible dit, Biblia spune, le jour de la Pentecôte, în ziua 50, tous étaient ensemble. Toți erau împreună. Ils étaient ensemble erau dans la chambre haute. În camera de sus. Et le Saint-Esprit est descendu. Duhul Sfânt a coborât, comme un, donc faisant un bruit, comme un peu. S-a auzit un zgomot. Vous connaissez bien le passage. Foarte bine pasajul. Et il s'est divisé en, și s-a împărțit, en petite langue. În limbi mici. Le Saint-Esprit. Duhul Sfânt. Parce que toute la plénitude. Pentru că toată plinitatea. En Jésus. În Iisus. Mais nous, dar noi, nous recevons une portion. Noi primim o porțiune. Une portion. O porțiune. Même une petite portion, vous dites, j'en veux. Chiar și une petite portion, même une petite comme ça. Un pic așa, un pic. Pourvu que ce soit le Saint-Esprit. Să fie din Duhul Sfânt. Pourvu que je sois baptisé du Saint-Esprit. Să arate că sunt botezat cu Duhul Sfânt. Même si je ne peux pas avoir la mesure qu'avait frère Branham, chiar dacă nu o să pot să am măsura care a avut-o fratele Branham, mais une petite comme ça, dar una așa mică, mică. C'est pour moi une assurance. Pentru mine este o siguranță. Que j'irai au ciel. Că mă voi c'est duce une în garantie. Este o garanție. Que j'irai au ciel. Că mă voi duce în ceruri. Que ça soit la nuit. Să fie noaptea. Il vient la nuit. Să vină el noaptea. Il vient le jour. Să vină ziua. Mais j'ai l'assurance dans mon cœur. Siguranță în inima mea. Que j'irai avec lui. Mă voi duce cu el. Cherchez le Saint-Esprit. Căutați pe Duhul Sfânt. Cherchez le Saint-Esprit. Căutați pe Duhul Sfânt. C'est très important. Este foarte important. Alors, nous allons terminer par vom termina quelques passages de la Bible. Câteva pasaje din Biblie. Isaïe 40. Isaia 40. Le dimanche passé, duminica trecută, nous avions dit ne-am spus que l'ordre doit revenir dans l'église. Rânduiala trebuie să fie să revină în biserică. En fait, nous sommes en train de montrer noi vrem să arătăm comment l'ordre doit revenir dans l'église. Cum trebuie să revină rânduiala în biserică. Nous voulons que l'ordre revienne dans l'église. Noi vrem ca rânduiala să revină în biserică. Dans l'église du Dieu vivant. În biserica Dumnezeului celui viu. Et cet ordre. Și această rânduială ne peut revenir. Nu poate să revină. Que lorsque nous faisons toutes choses. Decât atunci când noi facem toate lucrurile. Selon le modèle de la Bible. După modelul Bibliei. Selon la parole du Seigneur. După cuvântul Domnului. Au verset Isaïe 40:26. Isaia 40 cu 26. Verset 26 il est écrit. 26 este scris. Levez vos yeux en haut et regardez. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Mon frère, ma soeur. Frate, soră. Quand je me lève le matin. Când mă trezesc dimineață. Quand tu te lèves le matin. Când te trezești tu dimineața. Quand tu regardes. Când te uiți. Qu'est-ce que tu vois? Ce vezi tu? Moi quand je me lève le matin. Eu când mă trezesc dimineață. Je vois le soleil. Eu văd soarele. Il est là. El este acolo. Le soleil. Soarele. Le soir. Seara. Je vois la lune. Văd luna. Je vois les étoiles. Văd stelele. J'espère que c'est ce que tout le monde aussi voit. Eu cred că toată lumea vede. Levez vos yeux en haut. Ridicați-vă ochii în sus. Et regardez. Și priviți. Maintenant, lorsque vous avez regardé. Când, atunci când voi priviți. Vous avez vu quelque chose. Voi ați văzut ceva. Maintenant, la Bible vous pose la question. Acum Biblia vă întreabă. Qui a créé ces choses? Cine a făcut aceste lucruri? Le soleil. Soarele. La lune. Luna. Les étoiles. Stelele. Qui les a créées? Cine le-a creat? La réponse est claire. Răspunsul este clar. C'est Dieu Tout-Puissant. Este Dumnezeu qui a créé ces choses. Care a creat aceste lucruri. Maintenant, une autre question. Altă întrebare. Vient. Vine. Qui fait marcher en ordre leur armée? Cine a făcut să meargă după număr în fir? Parce que ces choses. Pentru că aceste lucruri. Sunt une armée de Dieu. Sunt o știre a lui Dumnezeu. Et ces choses
Și aceste lucruri marche en ordre. Umblă în rânduială. Est-ce que vous comprenez? Înțelegeți voi? Ces choses marchent en ordre. Aceste lucruri merg în rânduială. Le soleil chaque matin, soarele în fiecare dimineață, se lève à l'est, l'est, da? Răsare à l'est. În est. Le soleil se lève à l'est. El se răsare în est. Et il se couche à l'ouest. Și se și apune în vest. Chaque matin. În fiecare dimineață. Et lorsqu'il va se coucher, și când el se va apune, la lune apparaît. Luna va apărea. Les étoiles apparaissent. Stelele vor apărea. Et ces choses, și aceste lucruri, depuis qu'elles ont été créées, de când au fost ele create, elles marchent en ordre. Ele umblă în rânduială. Le verset continue, il dit, versetul continuă și spune, et il les appelle toutes par leur nom. El le cheamă pe toate pe nume. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, așa de mare e puterea și tăria lui, il n'en est pas une qui fasse défaut. Că una nu lipsește, în franceză nu greșește. Genèse chapitre 1. Geneza capitolul 1. Genèse 1. Geneza 1. Verset 14. Versetul 14. Dieu dit ici c'est lorsque Dieu créé. Aici este Dumnezeu când el a creat. Je termine dans 5 minutes. Termin în 5 minute. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Să fie niște luminători în întinderea cerului. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Ca să despartă ziua de noapte. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Să fie niște semne care să arate vremurile. Les jours et les années. Și anii. Et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel. Și să slujească de luminător în întinderea cerului. Pour éclairer la terre. Ca să lumineze pământul. Et cela fut ainsi. Și așa a fost. Dieu fit les deux grands luminaires. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Cel mai mic ca să stăpânească noaptea. Il fit aussi les étoiles. A făcut și stelele. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Dumnezeu a așezat în întinderea cerului. Pour éclairer la terre. Ca să lumineze pământul. Pour présider au jour. Să stăpânească ziua. Et à la nuit. Și noaptea. Et pour séparer la lumière. Să despartă lumina. D'avec les ténèbres. De întuneric. Dieu a vu que cela était bon. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Ainsi il y eut un soir. Astfel a fost o seară. Et il y eut un matin. Și apoi a fost o dimineață. Ce fut le quatrième jour. Aceasta a fost ziua a patra. Amen. Amen. Dans ce que Dieu a fait. În ceea ce Dumnezeu a făcut. Au ciel. În ceruri. Tout est en ordre. Totul a fost. Il y a un ordre parfait. Este o rânduială desăvârșită. Et depuis que Dieu a établi cet ordre. Deci când Dumnezeu a pus această rânduială. Il n'y a jamais eu du désordre. Nu a fost niciodată o dezordine. Le soleil respecte sa place. Soarele își respectă locul lui. Il se lève à l'est. El răsare din est. Et se couche à l'ouest. Și apune în vest. Le soir, la nuit et la lune. Soarele, luna vine. Pour présider. Ca à la nuit, însoțească noaptea. Il y a les étoiles. Sunt și stelele. Pour éclairer. Ca să lumineze. Tout est en ordre. Totul este în rânduială. Il n'y a que l'église du Dieu vivant. Doar biserica Dumnezeului cel viu. Qui n'est pas en ordre. Care nu este în rânduială. Là, c'est grave. Asta e grav. C'est grave. Este grav. Hein, mes frères. Fraților. C'est grave. Este grav. Alors nous devons prier. Deci noi trebuie să ne rugăm. Pour que Dieu rétablisse l'ordre dans son église. Pentru ca Dumnezeu să reașeze rânduiala în biserică. Pour voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Pentru ca să vedem slava lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Nous allons lire un tout dernier passage. Vom citi un ultim verset. Et c'est par là que nous allons comment dirais-je commencer à la prochaine și cu aceasta occasion. Vom începe cu prima ocazie. Parce que dimanche déjà pentru c'est Krefeld. Duminică este Krefeld. Et après Krefeld, il y a le frère Cabanza qui arrive. Cabanza care ajunge. Donc je crois, si telle est la volonté de Dieu, dacă este voia lui Dumnezeu, je reprendrai peut-être après son passage. După trecerea lui pe aici. Et je vous donne déjà l'eau dans la bouche déjà en disant ce passage. Să vă spun pasajul acesta. De Tit. Din Tit 1. Tite 1, verset 5. Tite 1, verset 5. Paul dit à son collaborateur, Pavel Tite, spune colaboratorului său, Tite, il dit, je t'ai laissé en Crète, te-am lăsat în Creta,
afin que tu mettes en ordre ca să pui în rânduială ce qui reste à régler. Ce mai rămâne de rânduit. Et que selon mes instructions, și să așezi, tu établisses des anciens dans chaque ville. Presbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Je n'ai aucune intention n-am nicio intenție de prêcher l'ordre ca să predic rânduiala dans l'église în biserică pour établir des anciens. Ca să pun bătrâni. Non. Non. Les anciens bătrânii dans l'église în biserică locale, locală, c'est le Saint-Esprit qui les établit. Este Duhul Sfânt care îi rânduiește. Donc laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Mais nous montrons ces choses dar noi arătăm aceste lucruri que vous que vous ayez une connaissance, ca voi să aveți que vous compreniez, și să înțelegeți, que vous soyez enseigné, și să fiți învățați, pour que dans l'avenir, pe viitor, qu'il n'y ait pas d'erreur parmi nous. Să nu fie greșeli printre parce qu'aujourd'hui, pentru că astăzi, nous voyons beaucoup de choses. Vedem multe lucruri. Quelqu'un qui se lève le matin, cineva care se ridică dimineața, et il vient, și vine, il dit que X, și spune că X, frère X, fratele X, je te nomme ancien. Este un bătrân. Et tout de suite, și mai departe, il commence à faire l'ancien. Începe să-și facă slujba de bătrân. Oh! Dar, si vous prenez la personne, dar dacă voi luați persoana qu'on a nommé ancien, pe care au numit-o ca vous bătrân, la mettez au crible. O puneți în acest cer. Vous verrez que veți vedea că c'est pas conforme à la parole de Dieu. Nu este conform cuvântului. Parce que pour être ancien, pentru ca să fii bătrân, il y a des conditions. Sunt niște condiții. Des conditions bibliques. Condițiile biblice. Et les conditions bibliques. Condițiile biblice. Sont dures. Sunt dure. Sont fortes. Sunt puternice. Donc on doit de la maison de Dieu, nous ne venons pas pour nous amuser. Noi nu venim ca să ne amuzăm, nu. On ne vient pas ici pour nous amuser. Non, non, non. Nous sommes ici pour la vérité. Nous sommes ici pour la parole de Dieu. Un ancien, un bătrân, c'est quelqu'un este cineva qui doit être irréprochable. Care trebuie să fie fără prihană. Irréprochable. Fără prihană. Sa femme. Femeia lui. On doit aussi veiller sur sa femme. Trebuie să ne uităm și la nous devons lui prendre la parole de Dieu, să luăm cuvântul lui Dumnezeu, prendre la femme de l'ancien et la mettre là dans le laboratoire, să punem în laborator pour voir si réellement ca să vedem dacă elle est conforme à la Bible. Este conform Scripturii. Il y a aussi ses enfants. Sunt și copiii săi. Et nous devons chercher. Și noi trebuie să l'Église biserica a le devoir are dreptul de chercher ca să caute les témoignages să caute mărturie, non seulement du dedans, nu doar mais aussi du dehors, dar și de afară. Il faut que ça soit un homme, trebuie să fie un om, un homme qu'on respecte, un om pe care îl respecte. D'abord dans sa propre maison, prima dată în casa il est correct, este corect, il est juste, el este corect. Dans son entourage, dans son quartier, il faut que les gens du quartier rendent témoignage que c'est vraiment un homme correct. On doit aussi rendre témoignage de ses enfants. Ca să-i dea mărturii și de copiii săi. C'est pourquoi nous ne mettons pas un ancien. De ce noi nu punem un bătrân? Quelqu'un qui a des petits enfants. Care are copii mici. Non, 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 non. Quelqu'un qui a des grands enfants. Cineva care are mari copii. Parce que pour voir si réellement ces enfants sont fidèles. Lisez la Bible. Citiți Biblia. Lisez la Bible. Citiți Biblia. S'il y a du désordre aujourd'hui, c'est parce que les gens ne veulent pas lire la Bible. Les gens ne veulent pas mettre la Bible en pratique. Les gens font des choses de leur tête. Și fac lucruri din capul lor. Soyons sérieux. Să fim serioși. Lisons la Bible, connaissons la Bible. Nous devons avoir la Biblia, se cunoaște Biblia. Le frère, je sais pas si je crois que c'est le frère Ephraim qui a dit dans sa prière, je crois. Fratele, în rugăciunea lui. Que Seigneur, Doamne, nous ne venons pas ici pour être enseignés par un homme. Noi nu venim aici ca să fim învățați de un om. Parce qu'il est écrit. Pentru că este scris. Vous ne serez pas enseignés par un homme. Că nu veți fi învățați de un om. Quelque chose de ce genre-là. Ceva asemănător. Mais vous serez tous enseignés de Dieu. Toți veți fi învățați de Dumnezeu. Il faut que Dieu nous enseigne. Trebuie ca Dumnezeu să ne învețe. Et la Bible dit. Și Biblia spune. Mon peuple, Dieu dit. Poporul meu, Dumnezeu spune. Que mon peuple poporul meu meurt par manque de connaissances.
moare din lipsa de cunoștință. Nous devons connaître la Bible. Să cunoaștem Biblia. Nous devons aussi avoir la connaissance de la parole de Dieu. Cunoștința cuvântului Dumnezeu. Il ne s'agit pas de la connaissance intellectuelle. Nu este despre cunoștință intelectuală. Nu. Ça c'est dans le monde. Asta este în lume. Ici nous avons besoin de la connaissance de la Bible. Aici avem nevoie la de cunoștința spirituelle. A Bibliei. Par le Saint-Esprit. Si vous regardez. Dacă voi vă uitați. Comment on appelle ça? Comment? Oui, la pyramide là. Dacă vă uitați la pyramide. Dans la brochure, la statue de l'homme parfait. În, derrière, de mare il y a un graphique là. În spate este un desen. Parmi les vertus. Și printre rânduri. Il y a aussi la connaissance. Este și cunoștința. Ce n'est pas la connaissance du monde. Nu este cunoștința din lume. On te demande pas d'aller étudier faire de tes études. Nu se cere ca să faci universitate. Non, on n'a pas besoin de tes études universitaires ici. Nu avem nevoie de studiile tale de universitare aici. Ici nous avons besoin des illettrés. Avem nevoie de cei ce s-a scris. Et des illettrés. Și de que le Seigneur lui-même enseigne. Și Domnul însuși să învețe. Vous comprenez? Înțelegeți. Et notre diplôme? Și diploma noastră? C'est le Saint-Esprit. Este Duhul Sfânt. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, când noi avem Duhul Sfânt, nous avons la connaissance de Dieu. Noi avem cunoștința lui Dumnezeu. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de votre sagesse. Noi nu avem nevoie de înțelepciunea voastră. Nous avons besoin de la sagesse qui vient du Saint-Esprit. Noi avem nevoie de înțelepciunea lui care vine de la Duhul Sfânt. Alléluia. Alléluia. Donc, ça c'est seulement pour vous mettre l'eau dans la bouche. Asta doar ca să vă punem apă un pic în gură. Mais, dar, quand Dieu nous permettra, când Dumnezeu ne va permite, nous allons entrer dans les détails. Noi vom intra în detalii de aceste lucruri. Nous voulons être une église. Noi vrem să fim o biserică. Assise. Așezată. Sur les Saintes Écritures. Pe Sfintele Scripturi. Des hommes et des femmes. De bărbați și femei. Assis sur les Saintes Écritures. Așezați pe Sfintele Scripturi. Plongés dans la parole de Dieu. Adâncite în cuvântul lui Dumnezeu. Qui aime la parole de Dieu. Care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Qui vive la parole de Dieu. Care trăiesc cuvântul lui Dumnezeu. Qui mène une vie digne de l'Évangile. Care duc o viață vrednică de Evanghelie. Lorsque nous allons. Atunci când noi. Faire toutes choses. Facem toate lucrurile. Conformément à la parole de Dieu. Conform cuvântului lui Dumnezeu. D'après la parole du Seigneur. După cuvântul Domnului. Nous faisons les choses. Noi să facem lucrurile. Selon le modèle. După modelul. De la Bible. Bibliei. Le Saint-Esprit viendra. Duhul Sfânt va veni în mijlocul nostru. Et il nous bénira. Și ne va binecuvânta. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Domnul să vă binecuvânteze. Viens mon frère. Viens chanter un cantique.